bună. Intru acum? Da. Adică acum, ca și când m-ai luat în așa. Exact. Ok, bine. Bine ai venit la podcast. Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că te-am. Acolo era, scuze, scuze, am... Acolo poți să intri pe geam dacă vrei, că avem, cine avem o intrare specială. Aha, îmi iau bătaie, ce... Da. Cade ceva în cap? Aici la Academie, nu, e totul safe, am prins toate aplicele. Ce vrei să, asta a fost foarte rasială, gluma. Aplicele? Nu, că asta cu lumina, că nu e de stără lumină. Ce, unde te-ai dus cu gândul? Da, existi, că te vezi bine. Vorbești tare așa ca se audă pe filmare? Să se audă în sală. Pare ușor de mentă, când urle așa la mine. Aici sunt copiii noștri, cursurile de da? Tobe, pian, canturi. Foarte frumos aici la voi. Nu ești tu la un curs? Da, hai, ba da. Nu ești mai avem lumină. Și acum coborăm? Da. Tu faci mișto de mine. E ca un labirint. Afară, te duc înapoi la mașină. Am înțeles. Și până una alta, hai să ne distrăm la pot. Ha! Băi, ce m-a speriat asta. Măi, nene! Ha! Așa se face intrarea la voi? Depinde de invitat. Așa ha! Am inspirat-o astăzi. Mai stau? Mai aștept? Băi, dar aștept. E prea mult! Oh, baby! Ce bine! E cumva de la festival? Da! Cum frumuseți? Bine! Dă-mi voi să-ți arăt scaunul. Asta e de la mine? Ce, da. Da, perfect. Am la... Dar trecem pe asta. Nu, o las nicio plan. Dezbracă-te. Vrei să vorbești? De când am vrut să te dezbrac? De când am văzut prima dată pe ecran, am vrut să te dezbrac. N-ai pierdut nimic. Fii atât aici. Yeah. Atenție! Ha! Ha! Te rog, mă, să încerc și eu. Ce? Să mă arunci pe mine sau ce? Nu, n-ai ce să arunci. Nu! Nu, nu! Hei! Hei! Eu mă încerc cu mă încerc. Eu mă încerc tu, ia. Să văd că la tine sună muzical când faci ceva, ia. Hei! Da. Nu, nu mai avem. Stai jos că nu mai avem de aruncat nimica. Nu mai avem de aruncat nimica. Dar de ce la tine? La tine a sunat cu Sol Familie 2. Uite, vezi? Ce? Unde ajungem în ritmul ăsta? Vreau să te... Vreau să te detensionez. Se uită oamenii ăștia la noi. Lasă, nu contează! Ai comandat ceva special? Nu. Nu ai comandat nimic special? Nu. Comanda specială să se prefare. E buton. A, nu, nu, stai, stai, că nu-i pun... Stai să prezăm mai acolo. Ce? Doamne... Ok, bine. Perfect. Aș vrea să spun înainte de toate, telefonul poți să-l păstezi aici. Aici. Da. Iartă-mă. Ce, ce? Nu, am boala asta să corectez ăștia la care țin, îi corectez ca un tâmpit. Te rog. Când nevastă mea mi-a zis, nu mai corecta, vezi de treaba ta. Dar corectează-mă. Nu, aici, aici. Acum aici nu merge, nu? Merge foarte bine, îmi cer scuze. Îmi cer mii de dar scuze. Dar nu, nu, vreau să mă corect... Eu nu, acum corectează-mă. Nu, nu-mi permit. Acum corectează-mă. Nici nu am de gând să fac asta. Acum corectează-mă. Am stricat căștile. Ai stricat căștile. Acesta a fost podcastul nostru. Păcatul nostru. Păcatul nostru a fost. S-a dus. Se prepară, da? Perfect. Doamne și domnilor. Gata? Atenție, eu. Trebuie să facem un breaking news. Mă rog. Ăsta e din Darth Vader. Nu e, nu mi-a plăcut. Auzi, fii atent, eu de la tine am învățat să gust... De ce te duci direct în Darth Vader? Ceva luminos nu găsești. Ba da, găsești ceva luminos acum. Pentru că acum vine ceea ce eu am băut una și tu ai băut cinci. Doamne și domnilor, apasă. Nu. Apasă. Apas? Da. Să se audă. Perfect! Iată! Aperol Spritz! Special pentru dumneavoastră! Na. Prosecco nu e la bun. Nu e, nu e, na. Ce cărcotaș.
Iubire, eu ți-am zis să nu-l invităm? Ți-am zis să nu-l invităm? Așa am insistat, îmi pare rău. Eu nu vreau să vă supăr, dar nu e... No. Și vezi că s-a schimbat rețeta, acum e jumătate. L-ai făcut pe rețeta veche. Ce-am făcut? Ai pus apă minerală? Da. Asta zic, rețeta nouă este jumătate ape, jumătate prosecco. Apa minerală doar, și ce mai vrei exact doar, în plus? Doar treci cu sticla. Și ce mai vrei? Nu. Apa minerală doar treci cu sticla pe lângă. Uite ce puteai să pățești. Avem un fâs i-a dat. Băi, la mulți ani. Ai venit de la festival, în alt festival. Zici tu de festival. Nu știi de festivaluri? Unde mai sunt festivalurile de altă dată cu muzica asta frumoasă, elegantă? Da, dar acum sunt festivalurile unde se face duț. Nu e greșit. E greșit să știi. Festivalurile care se întâmplă în România. Așa. Și noi avem, chiar avem festivaluri foarte bune. Da. Sunt festivaluri în care se întâmplă extrem de multă muzică bună. Aia cu ia cu tu. E doar o parte a poveștii. Se întâmplă foarte multe, era să zic live act-uri, de îndădeau două pălmuri. Așa. Se întâmplă foarte multe concerte palme live. Iartă-mă, prieteni, am obișnuit să răspund, chiar dacă ești până în glumă. Asta a fost râsul din Mozart, iertați-mă. Am înțeles ceea ce vrei să spun. Pe lângă DJ-ii care pun muzica de care spui tu, noi suntem mulți care spunem muzică foarte aproape de sufletul. Eu vreau să facem un festival la mine acasă, se numească Told. Și acum începe prezentarea. S-a născut pe 4 octombrie 1977. Na, termină, mă. 89. Ce? Bă, așa. Nu mai faci așa. Nu mai niciodată așa. 4 octombrie 91, dacă stai să mă întrebi. 91. Așa. S-a născut cu un an în urmă. A crescut în an. Cât azi au crescut în 50? Vicecampionă. Nu, dacă îmi dai așa. Vicecampion european la kickboxing, 1994. Promotor al genului de dans sportiv, Tae Bo. Nu e dans sportiv. Ce? Cum? Nu e dans sportiv. Da, este, ce? Este sport, e disciplină sportivă, Tae Bo. Promotor al disciplinei sportive, Tae Bo. În România, după 1997, practic la 6 ani după ce s-a născut. Așa? Tată la 3 copii, soț devotat al Andrei, omul din Berceni, Cabral, Neculai, Ibaca, Zabana. Astăzi la Oprah Winfrey, emisiunea lui de bază. Hello, Cabral, welcome. Hello. Iartă-mă, poți să mai arăți puțin ce înseamnă disciplina sportivă Tae Bo? Închipuieți un sport care e format din două chestii care teoretic n-au legătură, dar au legătură foarte mare. Sunt mișcările de kickboxing, loviturile, apărările și deplasarea de kickboxing. O pumn. Da. Combinate cu exersate pe muzică. Pe un 122, 124, 128, 132. Dacă e sală hard, trece pe niște pasaje de 140 de BPM. Adică și atunci din ce în ce mai agresiv. Da. Toate da, având ca și loviturile, mișcările sunt toate lovituri și apărări și deplasări de arte marțiale. Ok. Dacă vrei să te stai jos, poți să mai arăți puțin. Uite, avem un ritm de 100. Exact. Și acum ce fac eu? Păi trebuie, hai, ridică. Ia de aici, a? A, vin lângă tine. Care, cum e cadrul, care, cum e? Avem și la da? Ia de aici. Așa. Vin lângă tine, e? Asta n-a mai fost niciodată. Gata. Bă, se bat doi? Nu mă, te lasu, că aștept. Ascultă-mă. Gata. Pumnii sub ochi. Așa, mă, ca să vedere periferică. Da, și să te văd ce faci, da. Fie atât, ce facem. Asta-i pasul, da? În față și în spate. Bine, da? Da. Gardă. Și după aia o să te mânăm doi. Unde? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Așa. 2, 1, 2, 1, 2. Să începe așa. 2, 1, 2, 1, 2. Nu mai dai mâna peste cap. 1, 2. Așa.
Tehnica nu e cea mai curată, dar ai înțeles ideea. Sigur că da. După aia se complică. Hai cu se complică. E mai mult decât atât? Scurtă-mă acum. Nu se face, okay. Da? La fel avem un doi, da? Prost, de ceamă. Da. Ce boală e asta? De pe terenul meu! Pe terenul tău! Unbelievable! Ah, gata! 1, 2, 3 și... Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Disciplina sportivă Taibo! Alături de muzica aceasta care ne înconjoară! Cabral în concert! De la festival în alt festival. If you feel like and take me away and make it okay, I swear I'll behave. You wanna control some waiting, put on a show. Now naked, see I'm a kid. My ego is big, I don't give a shit. Goes like this. Take me through the dark and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. Yeah. I don't need to try to control you. Look into my eyes, I'll owe you. You got the moves like Jagger. You got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Mai vreau un gol, mai vreau ca doua. Abia început de aici. Hai să încercăm una mai sus, iasă, dacă vedem, dacă tu poți, eu nu pot, da. Just shut up, it feels right, it's gonna end. So we waited, I put on a show, yeah. Now I'm naked, you say I'm a kid. My ego is big, I don't give a shit. And it goes like this. Take me to the tongue, I'll show you. Kiss me till the drunk, I'll show you. I gotta move, Blood Jagger. I gotta move, Blood Jagger. I gotta move, Blood Jagger. To control you. Look into my eyes, I'll show you. We got the moves like Jagger. We got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Băi, genial ești, mă! Aplauzi pentru Cabral! Am fotoliție, bă, că a sunat oribil, dar mă rog. Pe mine mă ajută mult că tu ai vocea aia mare, rotundă, care umple tot și atunci eu fac pe lângă tine. Dacă nu deranjează la ureche, ești foarte tare. A putut și prostul, l-ai văzut? Hai să explicăm chestia asta, la mulți ani bine ai venit. Noi doi am fost odată, eu și cu acest individ am fost odată undeva. Undeva, eram la Cluj, țin minte și acum. Și eu am băut unul. Haide să nu... Eu am băut unul. Da. Și tu ai băut al doilea. Da. De fapt, am băut și eu al doilea. Și tu ai băut, ai băut, da. A, da. Ideea este că mi-a plăcut foarte mult. Cred că a fost cel mai bun Aperol Spritz pe care l-am băut cu cineva. Aici am vrut să ajung. Da, pentru că eu sunt foarte atent la rețetă. Foarte atent. Pentru că e o chestie simplă, dar extrem de ușor de stricat. E singura rețetă la care ești atent? Nu, mai doldră. La băutură, zici? Știu că am avut o discuție cu Fodor, care Fodor îmi zice... Aoleu. Am început. No. Așa, ce zicea Fodor? No, zi-mi cu Fodor, nu, că de-aia am venit să vorbim de nașii mei ăla de bun. Băi, nene, dar puteam să aleg din lumea asta orice om. L-am luat pe cel mai căpia din tot berceniul ăla, băi. Nu există așa ceva. Am o întrebare pe care n-am pregătit-o, dar vreau să ți-o adresez de mult. De ce nu vine Fodor la festivaluri? Pentru că Fodor este vecinul meu bătrân. Care, dacă ar veni odată la festival
După ce ar veni cel de-al șaptelea cuplu de tineri să facă poză cu el, ar zice, ok, și acum eu mor. Nu cred, nu cred! Nu există așa ceva. Fodor, în esență, este comesean. El, prin definiție, a fost făcut să stea la masă cu șprițul în nas. Așa este creat. Dumnezeu a zis. Uite, îl fac pe Horia. Îl fac talentat să cânte, să fie nebun, să nu poată să stai acasă liniștit tot timpul, în turnee, până alea. Îl fac pe ăsta, uite, îl fac pe Cabi. Nu-i bun la multe lucruri, dar voi măcar poate mima. Fodor, da. Ăsta va sta la masă și va avea bea șpriț. Și gata. Acum te întreb o chestie care are dublu sens. De ce tu eu și Fodor, da, în dorința voastră de a vă simți bine, de a bea un șpriț, de a face un grătar, nu v-ați îngrășa niciodată? Pentru că, în esență, acest Aperol Spritz, iartă-mă, dar înseamnă dulce. Corect? Alcool. Care alcool? Înțelegi ce vreau să... Iartă-mă că deranjez, dar sorbind în același timp. Să știi că pe omul bun nici alcoolul nu-l stric. Perfect! Am rezolvat-o și pe asta. Doamne și domnilor, dați-mi voie să dau un citat de la mine, care putea fi oricând. Putea fi oricând. Aoleu, ce venit asta. Putea fi oricând a lui Cabral. Zice așa. Asta mă distrează. Ăsta m-a distrat. Atenție. Nu ăsta. Iartă-mă. Sunt emoționat. I can show him all. Această poză reflectă acest citat. De fiecare dată am fost puțin mai înalt. Toți copiii stăteau jos când luam cuvântul. Ce mă, nu-ți place? Ba da. Deci, aș vrea să știu. Da. Dacă îți mai aduci aminte, da, de grădiniță. Îmi aduc aminte de grădiniță, trec și destul de des pe lângă ea. Nu cred așa. Ba da. Ești ca și, mine. Să mor, și da, nu sunt așa frumos. Și mai mult decât atât, îmi aduc aminte de Andreea, de colega mea. Andreea, colega ta. Doamne și domnilor, breaking news. Andreea. Tu îți dai seama că un inginer de la Apple, așa, dacă te vede vreodată cum folosești laptopul ăla, își găsește un autobuz, se aruncă sub el. Ei gândesc, mamă, să fie usability, deci omul trebuie să stea cu padul, să stea aici, să aibă toate tastele la îndemână, să aibă vizibilitatea corectă, să fie totul astfel încât el să poată crea. Se uită la, se uită pe net și îl vede pe Brânciu. Acum nu știu. N-am văzut în viața mea așa ceva. Jur, deci nu... Doamne și domnilor, breaking news. Da. Se știe cu ea... Asta e fake breaking news. Nu e, alta Andreea. Știu. Ah, ok. Dar e fake breaking news. Scuză-mă pe eu. Soția lui. O știți pe Andreea? Frumoasa aceea blondă. Ei bine, se știa cu ea încă din grădiniță. A? Poza incriminatorie este chiar aici. La noi. Clic aici. La povestiri adevărate. Păi, dar eu, uite-te. Uite-te ce... Tu știi că mi-aduce crezi acum emoții cu pozele astea? Mă bucur. Nu. No. Iartă-mă, dar eu niciodată... Deci tu ai fost... Ai văzut ce caniși aveam în cap? Ai observat? Bobby îl chema. Bobby, fii atent aici. Bobby a plecat între timp. A venit Bobby... Boldy. Fii atent. Exact. N-a venit. A venit unul mai mișto. Vreau să spun că asta denotă din partea ta tupeu. Cum așa? În sensul bun al cuvântului. Eu niciodată n-am luat la dans până în clasa... Nu-ți spun că după ce faci mișto de mine. Nu am luat așa la dans o fată. Horia, am putea spune că apoi ai recuperat. Deci nu mai apăsat pe ăla. A apăsat pe ăla? A apăsat. Nu mai apăsat pe ăsta, mă. Ce am făcut cu ăsta? Păi dacă apeși pe ăla se declanșează omul. Mai vine unul de ăsta? Haide, dă-i voleu. Oh, he's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good... Asta e camera. Fellow. Vezi că era în regulă. Iubire, vreau să-mi spui ce ne-ai adus aici. Să ne spună Cabral ce am adus aici, că el știe mai bine decât mine. Ce ai adus aici, iubita mea, Andreea? Cartal? Vino puțin, te rog frumos. Vino în coace, te rog frumos. Te rog frumos să ne spui, dar în limba ta, ce avem aici? Adana, pilav üstü Adana,
Orez cu lapte? Nu e turcesc. Nu e turcesc. Turkish, nu e Turkish delight, Turkish. Sütlaç. Și cum? Sütlaç. Sütlaç. Sütlaç, börek, humus. Ăsta e börek? Humusul nu e turcesc. Nu, nu e turcesc. E o brânză. Nu, e o brânză arabească din Dardel. Deci, mi se pare un lucru formidabil. Mulțumesc frumos. Nu ai pentru... Te șechiuri de râm. Vorbește și tu ca lumea dacă vrei să te bagi în vorbă cu turcii. Dacă nu stai acolo în banca ta. Pentru că atunci când Dumnezeu a zis, mai știi și puțin turcește. Deși, mi se pare astea cel mai interesante și te rog să... Astea sunt așa, șervețele aici. O să ai un podcast așa cum vrei tu. Și o să plescăim ca două vaci. Poți să plescăi? Nu, n-ai cum. Nu, plescăim? Deci că ne-a adus cineva, dar nu puțe. Dar tu așa nu plescăi, mă. Dar tu nu plescăi, mă. Dar tu nu plescăi. Eu plescăi, eu eructez, eu flatulez, eu zic ceva rău la casa omului. Pe bune? Doamne ferește, așa. Așa băieților, experiențe totale. În timp ce zici tu că și eu o să gust din asta, eu asta vreau să gust. Asta este... Asta se ia cu mâna, uite. Asta e brânza aia. Și asta ce e? Iartă-mă, dar... Asta este un... Asta e... Niște lipie? Lipie vine acum. Am învățat-o pe asta, un buton. Foarte tare. Da, trebuie să-mi iau și eu acasă. Bravo. Când o să vreau bătaie, o să apăs pe buton, bang, eu omorul. Vreau să spun că... La mulți ani. Asta, o să bem și o să mâncăm tot timpul. Mulțumesc, dragostea mea. O știi pe Andreea, pe fimea? Da, o știu, dar înțeleg, mie că mie îmi place de ea și o respect. Eu nu respect. Păi nu, așa ai zis, o știi pe fimea, nu-i mai mulțumit atât. Așa a sunat. Dragii mei, iubirea față de sport i-a venit de la mama lui, pe care o salutăm. Draga mea Argentina. Ce? Cum adică draga mea Argentina? Păi ce, nu am voie să mă tutesc? Cu mama? Da, păi suntem la aceeași vârstă. Crezi că știe bătaie? Mama e foarte tânără, așa e. Mama lui Cabral, Argentina, este campioana la full contact. A fost. Once a champion, always a champion. Corect. Și, bineînțeles, este campioană și la fotbal. Asta e campioana lumii la fotbal. Da. A trebuit să mănânteai că... Un pic m-am gândit, da. Eu, aperolul e ori la mine, ori la el. Ce crezi? Era la mine. Bun. Acum vreau să-mi spui ce te-a învățat mama ta. Ce te-a învățat în afară de a fi sportiv și a iubi sportul? Sportul în sine este mult mai important pentru minte decât pentru corp. Corpul îmbătrânește, carcasa se strică. Dar ce înveți în sport, ajungi să acumulezi mult mai greu în viață dacă nu faci sport. De exemplu, munca întotdeauna se întoarce. Îți aduce înapoi chestii bune. Efortul pe care îl depui întotdeauna o să-ți aducă înapoi bucurie. Pentru că ai vorbit așa de frumos, dă-mi voie. Și-l rog pe domnul de la Macintosh, Kerek, să vină la noi. Aș vrea să-ți spun că mie mi-a plăcut foarte mult această fotografie, iar numai după ce am văzut-o, mi-am dat seama că ochii mamei tale sunt ai tăi. Da. Și chestia asta m-a izbit din prima clipă când i-am văzut. Ăștia sunt ochii lui Cabral. Era mama, de fapt, da. Dar vorbesc serios. Da. Bineînțeles că aici nu erai pașnic câtuși de puțin, erai... Nu, aici ce era în ceva, era milog, nu vezi ce față de milog am. Ceva acolo. În orice caz, dacă eu te vedeam, dacă eu te vedeam atunci când erai mic, cu siguranță te-aș fi invitat să-ți dau o înghețată, un suc, dar te-aș fi pupat peste tot, vorbesc serios. Ești pupabil încă din tinerețe. Acum ce să zic? S-au mai schimbat lucrurile. Dar pentru că Argentina
Este un... Mănâncă. De fiecare dată mi-am zis ce aș putea face eu pentru Argentina ca să fie o surpriză și pe care mama ta s-o privească. Și bă, ce nu-mi dat seama. L-am prins în gură, nu pot să cânt. Stai puțin, nu înțeles acum să cânti. Deci, tu n-ai cântat niciodată melodia asta. N-o când... N-ai mici bacă mâncare în gură să nu cânt. Așa, deci... Bun. Deci vreau să spun un singur lucru. Așa... Hai mă, take my book. La mulți ani. O, Doamne. Am crezut că o să fie ceva ușor, dar nu e ușor. E un challenge. Deci, draga mea, Argentina. Argentina vine din Buzău. Asta, Doamne ferește, mă. Iar un singur lucru vreau să spun, că toată viața e Argentina. Așteptat din partea copilului Cabral, fiului ei, cel frumos, mare și frumos, a așteptat un singur refren. Unde te-am găsit? Asta e un refren ușor. Nu ai... Hai mă, nu mai mânca! Argentina mănâncă în loc să-ți cânte melodia. Ia. Da. Așa, un refren. Nu ți-am zis o melodie ca să nu poți mânca. Așadar, draga mea, unde a... Așadar, Argentina, draga mea, Cabral îți va cânta acest refren. Tonul. Uite cum termin lipia. Stai, așa, să ne încălzim vocile. Bravo, bravo pentru... La mulți ani. Extraordinar. Atenție, avem și efecte speciale, da? Aleu, n-ai stricat? Bestiale asta! Da, acesta este un n-ai stricat. Unde n-ai. De unde n-ai, nici n-ai, Dumnezeu nici nu suflă. Nici așa. Atenție. Don't cry for me. Atenție. Ce-a fost asta? O n-ai. Doi și. Don't cry for me, Argentina. The truth is I always loved you. All through my wild days, my many existence, I kept my promise, don't keep your distance. Acum singur. Mama, pentru tine. Don't cry for me, Argentina. The truth is I always loved you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Acolo, în cameră, la mama. Don't keep your distance. Băi. Bă, actor trebuie să te faci, mă! Era keep. Era don't keep your distance. Nu. Vezi că am modificat niște versuri. Sunt prost, n-am modificat nimic. Am citit în engleză și am gândit în chineză. Lasă-mă. Nu, am modificat. I loved. Adică de la mine am pus love pentru eu. M-am chinuit că mai miese burecul ăsta de mine acum. Așa. De la 6 ani, antrenamentele kickboxing și Muay Thai. Muay Thai e o băutură. E o băutură, se bea Muay Thai-ul. Muay Thai-ul se bate. Ah, cu mua. 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 E cu pupătură. Muay Thai. Ceva mai târziu, asta mi s-a părut un lucru formidabil. Ceva mai târziu, ca să spun, le spun și colegilor mei, tuturor, ca avem, să știe. Avem ecou, așa trebuie? Da. Ok, bine. Mai... Na, ai băgat în seama ecou, s-a fugit. Ce vrei să zici? Ce voiai să zici?
S-a fugit? N-ai zis asta. Vreau să vă spun că al meu, e al pal meu. Nu, 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 e al tău ăla, dă-i fălci. Haide, dă-i fălci acolo, cum faci? Nu mai mima. Nu mai mimezi în alte locuri, nu aici. Am băut din dă-i el. Dă-i fălci, n-ai băut nimic, l-ai pupat. Așa. Mulțumesc. Te antrenai cu sora ta Artemis. Ne-a antrenat tatăl nostru. Mircea. Mircea. Pe amândrei, de fapt. Și pe mama? Păi da. Păi tata e antrenorul mamei. Nu cred! Mea, da, da, nu da, cred așa ceva! Ba da! Nu cred așa ceva! Vă aduna în față și... Sau era o chestie de dimineață, era o oră fixă, zi-mi cum era. Când faci sport de performanță, nu prea te antrenezi cândva. Te antrenezi cam toată ziua. Cum te-ai prins, cum... Hai să faci niște flotări. Exact asta îmi doream de la viață. Jur, jur. Mă gândeam acum că m-a ridicat de la masă fix, aveam nevoie de vreo 20 de flotări și ca focul mi-era doar de ele. Nu dar cred a știut cumva să ne găsească fiecăruia nota în care să ne antrenăm astfel încât să facem treabă. Sigur, mama a făcut marea performanță. Eu și cu sora mea avem multe titluri naționale. Mă rog, multe sună de parcă avem 200. Avem niște titluri naționale și am participat la câteva cupe europene. Eu, iar sora mea este antrenor internațional, este arbitru internațional. A arbitrat inclusiv finale mondiale. Da, e mișto gagic. Și eu fac sport. Dar tu chiar faci, te-am văzut alergând pe terenul de tenis. Chiar faci sport. Nu, nu mă pot filma. Adică eu nu sunt ca Radu la Vulcan. Da. Că el se mai filmează când alergă. Da. Eu nu pot să țin racheta într-o mână și să mă filmez în altă. Eu sunt un om sincer. Ce-ar fi dacă m-aș poza eu jucând tenis? Atunci foarte unde ar fi frumos concentrarea? Pentru aș pierde toate partidele. Ca așa le găsești pe toate, da. Ok, și ultima poză, jur. Pentru că eu am ridicat piciorul foarte sus. Vreau să te întreb dacă tu mai poți ridica piciorul atât de sus. Ăla, aici eram într-un apartament în Berceni, acolo era sala, jur, acolo era sala de antrenament a lotului național de kickboxing, da, dar nu e acasă cum ar fi, nu o să uit caloriferul ăla de fontă în viața mea, te-a lovit de el, și în poză face un blocaj foarte bun un prieten care între timp a trecut prin niște încercări foarte grele în viață. El acum este paralizat. Da. Nu cred. Da. Dar a dovedit de fapt că încercarea asta continuă prin care el trece, cumva l-a făcut, l-a replămădit, uh-huh, ca fiind unul dintre cei mai puternici oameni pe care îi cunosc. Cum îl cheamă? Omul conduce. O să-ți arăt, o să-ți dau și link-uri să vezi. Omul conduce, Stefan BMW, are o mașină modificată pentru el, special pentru el, să o poată conduce. Ajută alți oameni care ajung în niște situații de-asta de genul ăsta. Îți dau să vezi, să citești, după aia să-mi spui dacă am sănă de tare. Dacă mă-l cheamă pe el? Și o să vezi. Nu vreau să vorbim acum de el, pentru că vreau să avem un capitol întreg. Bogdan, înțeles, îmi perfect. Bogdan îmi cheamă ca să... Așa. Și sus, cât de sus vrei? Tu poți să... Nu, spun eu mâna! Nu cred! Aici. Ia loc! Dar de ce nu mi-ai spus? Cheamă salvarea. De ce nu mi-ai spus? Ce te mai băi? Aici ai beat ca să poți să mai apăs o buton o dată. Da, o să vină butonul meu.
Deci la pi, nu mai, nu, îți bagi joc. Pe cuvântul meu îți bagi joc de comesanul. Tu vrei să beau stau, tot? Mi s-a uscat ochii în cap, ui la ăsta așa cum. Mm. Da, nu, acum mă ocup eu. Ți-am pregătit un... Păi nu-l amestecăm. Ți-am pregătit un rozet special pentru tine. Foarte bun, pune-l pe masă. Îl gust? Îl gust. Și putem trece imediat la un nou. Îl gust și îmi place foarte mult. Îmi dau seama din culoare. Din culoare. Uite, dă-mi... atât îți spun, atât îți spun. Da, te rog. Atât îți spun. Don't, don't cry. Mm. Așa se face sau așa? Liviamo. O știi pe asta? Nu. Chiar e bun. Să știi că venind după... Venind după Corazon Espinado ăsta... Aveam oricum pH negativ în, în gură din cauza ăstuia. Aveam un pH negativ în gură. Da. Eu cred că tu ești o enciclopedie pe care numai acum oamenii pot să o descopere. Nu, doar mă dau mare. Am se, dacă se mai poate să ne faceți nouă două scârbe de alea, vă mulțumesc frumos. Extraordinar. Mai avem? Mai avem? De un pahar. Andrei, te rog, tu ești expertul. Când... M-am gândit să te invit la podcast. Am intrat puțin în biografia ta. N-ai, și mi-am dat seama... N-ai pierdut mult timp. Mi-am dat seama că tu, într-adevăr, ai un traseu foarte complex care m-a uimit. De ce spun lucrul ăsta? În primul rând, ești unul dintre puținii oameni care a trecut prin 4 televiziuni. Hmm? E foarte interesant că tu în 96 erai într-un film la Cannes. Uh-huh. Je ne marcherai jamais seul. Oui, monsieur. Vous avez dit correctement. Iar în 1998, ăla este anul în care a început distracția pe sticlă. 97. 90, spun și ce făceai? Făceai roata de rezervă. Da, 97, roata de rezervă. Adu-mi aminte de emisiunea asta. Nu ești pasionat de mașini într-atât de tare încât ți-aduce aminte de roata de rezervă, dar cred că a fost una... Vorbesc de proiect până să ajung eu acolo, ca să se înțeleagă greșit că i-am dat eu această nebunie. Tu ai dat înălțimea. Nu, avea deja. A fost unul dintre puținele, să zic, primele proiecte care... Chiar făceau review-uri mașinilor și chiar încercau să vadă care e mai bună, care e mai puțin bună, la nivelul anului, anilor respectivi. Care ani erau destul de... Erau foarte complicați. Complicați, foarte complicați, da. Că era sărăcia mondial. Ieșai din scara blocului, te alerga sărăcia pe stradă. Din anul 1999 până în 2000, prezinți mai multe emisiuni în cadrul Prima TV. Prima, da. Nu mai aduc aminte de Impact... Hai și o vârstă, Nike, nu ne putem... Dar mi-aduc aminte perfect de Bank Show. Show. Da, da. Și, da. Și Vara Fără Limite. Vara Fără Limite, da. Da. Extraordinar. Nu ți-a aminte de Vara Fără Limite? Minți? Nu, ba da, mi-aduc aminte de Vara Fără Limite. Era la vară și era în timpul estival. Minți ca un covric de la cu mac, dar cu euri. Ce naiba să însemne Vara Fără Limite dacă nu te duci pe plajă? Erai pe plajă. Eram pe... plajă, ai așa. Dreptate, cu 22 sau 24 de tineri foarte simpatici și cred că a fost primul reality show cumva din România. Mă rog, nu alerg eu după am înțeles. Primul neapărat în ceva, dar cumva a fost un reality foarte interesant, mai ales că s-a făcut, n-a fost low budget, a fost no budget. Bine, bravo, mișto. Timpuri care nu se vor repeta niciodată. N-ai apăsat butonul. Și mie nu. Ah, ok, perfect. Apasă. A fost bonus ăsta. Ah, da. Ok, pentru... Nu, 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 că eu beau vinul. Eu stau la vin. Aduci și eu, păi nu, bem unul la unul. După aia bem și vinul, pune-l acolo. Haide că avem ficat în noi. Eu vin de la festival. Mai beau două pahare și păi da, sunt direct la 1-1-2. Da, cine era în Poiana Brașov? Băi, vă știți de ce ați intrat în Poiana Brașov? Că am zis eu. Slavă Domnule. Așa noroc. Am o întrebare. Uite, m-ai nervat acum. Așa. De ce îi spune la Masiv? Și ne spune Masiv.
Ce, eu îi spun că... când m-am născut în Brașov, mi-a zis, uite ce masiv, frumos. Cum se numește Horia? Se numește Academia Horia Brenciu? Da. Sau școala de bingănit muzică Horia Brenciu? Cum se zice? Asta e diferența între masiv și masiv? Nu-mi răspuns la întrebare. Se numește Academia de Artă Horia Brenciu. Academia de Artă Horia. E, de-aia se numește masiv. Subiectul rămâne deschis. Nu vreau să-ți impietez cu nimic biografia-ți. Așa, da. Am studiat litere. În anul 2000, doamnelor și domnilor, Cabral trece la Casa TV. Atenție! Iartă-mă o secundă. Ăștia ai tăi, nu zic, dar ai niște verde aici. Am verde aici? Aici? Nu, în partea aia. Aici? Acolo, da. Aici? Nu, aici? Nu. Așa, gata. Nu părei deloc credibil. Am rar, nu știu ce era ăla. Bă, ești foarte bun. Atenție! A venit de cază. Și-a mai adus ceva. La mulți ani, doamnă și domnilor! Noi știm când începem această emisie. Băi, formidabil ăsta e. Asta cum e? S-a pus mai mult Aperol, pe semne s-a canternat Prosecco. E altă rețetă pe care ați făcut-o. Și a spus... și a spus ușor prea multă gheață și ați uitat să stoarceți o portocală înăuntru. Dar în rest să știți foarte mult. Bă, dar că... doamne, aici se termină podcastul nostru de astăzi. Am notat tot. Poate la al treilea. Și ideea ar fi să puneți doar da. Până aici. Eu vă zic într-o perfecțiune. E foarte bun, mulțumesc frumos. Să nu se înțeleagă greșit. Mai încercăm încă o dată. Doar o dată. La Acasă TV, Cabral, începe distracția. Un bărbat adevărat. Asta nu mi-aduc aminte. Se cunoaște imediat. Are clasă și stil. Este galant și abil. Ceva rău. Da. De fapt, genericul tu, ăla, da, după tine, nu, s-a inspirat Vulcan. Niciodată. Că urma... Vulcan e minunat. Nu, n-a fost nimic cu o tentă de burlac, ceva de genul. Vulcan este minunat prin definiție. N-a fost. A fost o emisiune în care noi invitam... persoane publice și le supuneam unor teste prin care să demonstrăm că unii sunt bărbați adevărați și ceilalți sunt și ei, dar mai puțin. Păcat că n-am fost la emisia asta. Păi nu, că ne rupei platou, n-aveam buget să trecem de furtuna Horia Brânciu. Și bineînțeles, povestiri adevărate. Tăticule, eu acum, dacă n-ai avea zilnic sutele de români acolo, da? Eu aș face povestiri adevărate mâine cu tine. Dar cu ce ți-am creșit? La mulți ani. Va fi o beatitudine de la un cap la altul. Vreau să vă spun că în 2004 Cabral joacă în filmul Catacombs, adică Catacombe, traduc imediat, alături de celebra Pink. În anul 2006 primește un rol remarcabil. Inspectorul Eduard Bălan în miniseria Băieți Buni. Cum era versurile? Să-ți spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semene atuni, fugi, vin băieți buni. Acolo te-am văzut prima dată amenințând lumea cu pistol. Da, era stricat. Dar aveai față de asta, de erai un actor bun. Ca orice alb, când te uiți la un negru cu pistol, îl crezi. Las că o să-mi iau eu pistol. Să mă greși după mine. În 2006 interpretează propriul rol în telenovela Păcatele Evei. Da. Iar în toamna acelui așa, în ce filmările a pentru... A rupt în rolul ăla. A rupt. Auzi, după 3 ore. Rolul ăla... Am rupt. Și am zis. Iubire ca în filme a urmat. Ce le aveam în Iubire ca în filme, aveam rol
comun, cum ar fi, că era un personaj comun cu Pavel. Îmi aduc aminte, de fiecare dată parcă luai de ciuf. Păi el era bodyguardul meu. Da, da, era bodyguard. Asta înseamnă să fii un actor incredibil de bun, pentru că el a jucat, el chiar a jucat, adică nu era Stan și Bran, el chiar a jucat bodyguardul meu și el chiar a crezut în personajul lui. Dar vreau să te întreb și vreau să ți aduci aminte, dacă ți aduci aminte, care era numele tău? Cred că Bobby Parai. Plus? Hai. Băzaganga, nu mai știu, era ceva, ceva nume de boală africană. Ceva... Numele tău era așa, Bobby Parai Ugamba. Ugamba, asta e. Când am citit asta, zic, băi, deci fii atent, rolul ăsta a fost, știi cum m-a învățat pe mine Pelicanul? Băi, tu trebuie să-ți colorezi rolul. Așa și scenariștii, hai să-i colorăm numele, hai să-l facem Alu Cabral. Și să facem așa, un fel de ceva care se potrivească cu el. Ți-a mers foarte bine și acum lumea își aduce aminte de rolul ăsta. Mi se pare foarte interesant. Și eu mi-am adus aminte din puținele clipe când m-am uitat vreodată la o telenovelă, chestia asta cu Bartos și cu tine. De atunci se profila Ramon pe piață. Ramon, mă rog. În anul următor, aici începe o nouă provocare alături de... Băi, Nene, stai, oprește-te puțin cu cutia. Zi. Tu citești astea, da. De parcă urmează să mă pui pe masă. Da, păi te pun pe masă. Cu lumânarea pe pept, da. Doi bani pe ochi, da. Și două doamne care mă plâng. Eram sigur că o să-mi faci chestia asta. Dar fix așa, de tu citești, a fost un om bun. A fost. În 2004 că am sfeclit-o cu rolul ăla. Dar în rest... Nu, n-am nicio sfeclire. Ce treci așa? N-am murit, n-am... Băi, da. Eu, tu. Oamenii ăștia te cunosc așa. Unii te cunosc după... Pentru că... Cerce. Ca să înțelegi. Eu în chestia asta, de fiecare dată mă gândesc la viața mea. Când am văzut viața ta, că ai trecut prin patru televiziuni, în atâtea filme, în atâtea emisiuni și mai departe... Te-ai gândit, mamă, câți bani a făcut asta? Nu. Era rămas să fie, uitați-vă, argentinul, a încasat asta cu patru mâini. Nu. Nu asta, nu? De fiecare dată când zici, zi-mi un an. Din ultimii 30, zi-mi un an. Întreabă-mă. 2017. 2017 am câștigat la X Factor cu Jeremy Rexdale. A fost primul străin care a câștigat la un concurs de talent în România. Înțelegi? Da. Deci eu toată viața mea, la fel și viața ta, o reții prin lucrurile pe care le-ai făcut și s-au impregnat, nu numai pe retina ta. Jur că nu. Știi cum rețin eu? Zi. Prin lucrurile pe care le-am făcut cu oamenii din jurul meu. Tu îmi zici acum 2000. Pe mine mă lasă rece tot ce citești tu acolo. Rece zic, pentru că pentru mine contează clipa de astăzi. Ce a fost în urmă? A fost foarte frumos. Dar s-a trăit, s-a gătat, s-a trecut la alții și altele. Când o fi pe masă cu călcăile înainte, că mă scot așa de cați cu călcăile înainte, sau cine știe, într-o daia de la Ikea. Așa? Zic. Nu se intereseze de fapt pe nimeni ce am făcut noi. Pe oameni interesează și pe mine mă interesează. Zic, ce se întâmplă astăzi aici? Faptul că eu sunt cu tine aici, da? Eu stăm la masă, da. Și noi bem Aperol Spritz și ăștia la alții, nu? Mi se rupe inima. Zic, uite omul ăsta, uite, i-au crăpat buzile. Uite-te la el, uite. Îi sângerează gingilii de poftă. Nu, el nu bea Aperol. El nu bea de obicei. Nu. El nu bea, hai să spun și de ce, pentru că el e proaspăt tătic. ASMR? Știi cum fac oamenii de acasă acum? Cum? ASMR, SME, nu fac. Uite, HBD, dacă nu te prind eu, te înjunghi cu furculița. Tu ai dreptate. Tu ești un tip care, în urma acestui traseu de peste 25 de ani, te gândești, băi, hai să-mi trăiesc clipa. Dar sunt oameni care, diversi oameni de diverse vârste, care își aduc aminte de tine, de mine, în anumite conjuncturi. Da. Foarte important să le stimulăm aceste lucruri. Pentru că asta reprezintă... Înțelegi? Am înțeles ce faci acum. Și fii foarte atent că o să te întind pe masă oricum. Așa. Aici la poveștiri de... Poți specifica poziția ca să... Da, nu, e... Stau îngrijorat de alta. E free dans contemporan. Ah, merge. Poveștirile tale de noapte, mie mi-a plăcut foarte mult. Și chiar mă gândeam zilele trecute la Solcanu. Nu știu cine v-a pus împreună, dar v-ați potrivit. Ionela, da. Da. A fost un personaj colectiv foarte, foarte, foarte eficient, să zic eu. Și mi-aduc aminte și vreau să... Voi știți unde s-a lansat trupa Mandinga? La mulți ani?
Nu, nu. Zim, zim. Un bărbat adevărat. La un bărbat adevărat. Un bărbat adevărat, da. Exact. Acum mi-aduc aminte de demisia asta. Da, îți jur. Atunci când Mandinga a venit în platou și am început să lucrăm. Așa? În prima formulă. Pentru prima, da. Da, 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 cu Elena, cu... Da, 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 da. Pentru prima dată mi-a părut rău că n-am și eu talent la cântat, îți jur. Îi ascultam cântând, îți jur, aveam lacrimi în ochi când vedeam cât talent, măi, cât talent, cât de natural ieșea totul, câtă bucurie în a cânta. Băi, nu există, îți jur, nu există, o ți-a de capul, bă, sunt tot arici de culoare. În momentul în care oamenii începeau să se joace, nu să cânte, se oprea toată lumea de pe platou. Uiteau mașiniștii să facă ce aveau de făcut, electrica, numai... Efectiv se bloca tot. Adică, de-a lungul timpului au fost niște articole care ziceau, mamă, că i-am făcut noi oameni, că au apărut la noi în emisiune. Nu. Nu. Ei oricum explodau. Ei oricum bubuiau. Oricum. N-avea nevoie, Amandinga, nici de mine, nici de X, Y, Z. Sau... Și postul, și emisiunea, și nu contează. Atâta talent... Băi, mergeam fascinat, eram la filmări și ne uitam, efectiv, când începeau să cânte, n-ai cum. Ții minte că Ciupi atunci, pe vremea respectivă, avea părul verde, roșu, toate culorile. Era o boală de și de acolo, eu eram la începuturile muzicii și de fiecare dată când mă duceam undeva, vedeam un autocar, un bus și era al trupei Mandinga. Unde ați avut? Da, am avut 3 cântări, nu știu ce. Eram senzația, băi, formidabil trupa asta, Mandinga. Uh-huh. Ai dreptate? Au fost foarte talentați, dar au avut nevoie de un happening de televiziune ca ăla. Ok. Ma, da, am putea spune atunci. Până una alta, în 2008 începe Regina și din nou ai venit cu... Inima de țigan întâi. Inima de țigan și după aia... Da. Regina și apoi State de România. Iar Thierry era... Thierry, ui. Tu vorbeai în franceză? Eu vorbeam ceva care semăna, era o combinație între... infarct și AVC. În viața mea n-am văzut o comparație de genul ăsta. Pe bune, eu aici, ești masiv. Eu aici venit vrut, băut, bătat, făcut. Păi nu, eu mai vreau să mănânc ăsta, că vezi tu dacă nu mă îmbăt. Bineînțeles că a venit și anul 2015. A venit, sunt celebru, scoate-mă de aici. Și din 2015 până în 2022 și acum, vorba aia, 2023, ce spun românii? De bine. De bine. De bine. Ceea ce mi-a plăcut mie este că tu ai fost în toate un zâmbet. Dacă eu mi-aduc aminte peste ani de tine, este că de fiecare dată nu te-am văzut supărat. Un prost rânjit, da. Da. Ai avut un zâmbet în permanență. Înțelegi? Mi s-a părut că ești un om care trăiește sau se implică sau, mai mult decât atât, strânge în jurul o echipă alături de care trebuie să râdă. Dacă nu râde, n-are șfaiț. Nu funcționează. Șfaițăr, mă rog. Nu funcționează. Iartă-mă, iau un șuberec, iau puțin. Mi-am mâncat și eu. Nu tu, mă. Tu. Nu. Asta vreau să spun. De unde vine... Iartă-mă că dau cu Lipia în cameră. De unde vine... Acum nu grâde, că te întreb ceva serios. Termină cu prostii, da? Nu pot de să unde îți vine zâmbetul ăsta? În momentul în care îndești mâncare într-o falcă să mă întreb ceva, n-ai cum să mă întreb ceva serios. Acum te întreb? Nu, n-ai cum. De unde vine zâmbetul? De unde vine starea asta ta? De la oameni. De la oameni, de la oamenii cu care lucrez. De la bucuria de a face lucruri, efectiv. Uite, eu mă bucur acum că sunt aici cu tine. Era ceva mai frumos pe care îl puteam face în timpul ăsta. Să stau cu Namico, să stau cu Tiago, să ne prostim în casă. Însă, faptul că eu sunt aici cu tine, pe mine mă face fericit. Sigur, și faptul că, spre deosebire celălalt invitat, mie mi-ai dat 8.000 de euro, dar asta e altceva. Ce chestie? Eu am pus 10 în plic, da? Cred că și-a mai tras fita. Uite, vreau să spun o chestie. Tu ai avut o
Și o să revin puțin la asta. Eu acum o să spun o piesă pe care numai tu ai cântat-o în această versiune. Nu este ușoară versiunea. Te ajut cu ce pot eu mai mult. Chiar... O să-ți bagi joc de mine din nou. Știu, te cunosc. Nu. O să nu. Fiu persiflat public. Vreau, dar e ok. Vreau okay. Să ne distrăm azi. Și dacă tu ai zis chestia asta, că te simți bine cu mine, e bine, vreau să-ți întorc replica. Eu mă simt bine cu tine. De ce îți spun lucrul ăsta? Pentru că mi se pare că ești un tip... un tip câteodată aerian. Da, da, sunt prost rău. Așa e. Ai dreptate. Nu. Ai dreptate. Ești un tip aerian prin zâmbet, de parcă ești într-o stare de imponderabilitate câteodată. Da, prost. Și asta, nu, pentru că și pe mine mă caracterizează numai la fel. Dar eu cred că această melodie a fost făcută pentru tine, pentru că ai și cântat-o de altfel. Toro. Atenție, sunt două mixate. Uite-te la mijloc. Uite-te la mijloc. Stai așa. Seni ghidi fidi kiran ilani deligin. Can you come? O să fie mai complicat. Că la el am apelat să mă ajute atunci când am cântat treaba asta. Nu cred! Nu cred așa ceva! Jur, jur. Come here. Come into my life. I got so much love. Let's read. Show you. Come into my life. Senic. Senic de fındıkran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Kiz kiz. Nu reușim. Băi nene, ascultă-mă că nu o să reușim. Băi frate. Deci, o să ni se blocheze creierele. Nu, asta ce facem. Deci, thank you very much. It's perfect. Please stay there like a guru. With us. El e din Constanța, știe știu. Știe și românește? Mm-hmm. Vino cu asta, stai acolo. Auzi de Brânciu? Ce? Auzi de Brânciu? Da, mea, e fanul tău. Hai, mă, terie. Lasă-mă, dracu, în pace cu prostiile astea. Nu e... Atenție! Începem? Exact așa. E singurul care a mixat astea două piese. Constantine. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Mamă, ce voce ai. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă ca un câine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagră că mă-nșa pe tine. Atenție! Se nichin de figurar, iar nichin de girar, cade din puscul la am, ia calea de rău. I-am de-nchiș de-nchiran, de două ori chi l-am dam, cade din puscul la am, ia calea de zam, zam. Intermețul. Ne descurcăm bine. E cât de cât foarte. Și-ați mult părut în cap, nu vezi ce ne descurcăm bine. Atenție, anți! Anți! Și mărioară, mărioară, ia-o tale și mi-o spală, cu săpun de tămâioară, s-o usuci în sân diseară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Atenție toată lumea, te șechir! Se nidichin din fial, ia nidelin din chiar, cade din puscul lumeam, iar ne lansam, sam. Toată lumea! Se nidichin din fial, ia nidichin giram, cade din puscul giram, iar ne lansam. Bravo, băi! Ăsta e Cabral pe care îl știu eu. Hai să spun o chestie interesantă. Jumătate din oamenii care au fost acolo la masă ar fi zis: a, nu pot să cânt așa ceva. Tu ești omul care... Păi nu cânt nimic, băi nene, ce ai? Băi, nu pot să cânt așa ceva. Băi, n-am cântat nimic, băi, omule, ce băi, omule, stai puțin. Modestia n-are treabă cu chestia asta. Lasă-o modestia. Nu cânt. Eu știu, mie mi-ar plăcea. Eu în capul meu aud aici, e Sissy Catch cu Sabrina și cu Aerosmith. Când iese afară, e un câine cu probleme de-astea de tranzit intestinal blocat. Nu trebuie să-mi zici. Eu sunt conștient. Nu e ok. E ok.
Eu nu cred chestia asta. Eu nu cred. Iertați-mă. Unde s-a întâmplat treaba aia cu irelevant? Dacă vă ziceți aminte. Aaaa, da mă, da. Când eram la Chios, la Cluj. Așa. Și, și beam. Așa. Exact așa cum facem și acum. Și stăm, și la mine vine ospătarul. Da, 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 e era acolo. Bravo. Da. Și, bravo. Și am zis, ce am zis ăla? Vrei și noi să comandăm ceva și el a zis irelevant. Vă spun eu ce mâncați. A zis irelevant, chelnerul. Și noi am mai avut o fază la mare. Nu mai știu la ce terasă. Ai avut o cântare și am venit să te văd. Și după aia am ieșit la masă. Și ne-a zis ospătarul: hello, gentlemen. Și tu ai zis: bonsoir. Și ai zis: alora. Și ai zis: oh. S-a întors către noi așa încântat și ai zis: oh. Stai, cum a zis, mă? Nu ai zis: domnule, sunteți ambivalenți. Ambivalenți. Și eu m-am întors, am zis, hai să, dacă am dat-o Caterin, că să-ți zic și eu ceva. Suntem chiar plurivalenți. Și el s-a întors și a zis, da, acro, și a zis, nu, sunteți ambivalenți. Da, mă, da. Deci eu iubesc când chelnerii se simt, trebuie să explicăm aici niște lucruri. Scuze. Formidabil. Ne-am cerut scuze că după aia nu voiam, ciorba curată. O, doamne, doamne, da. Da, mi-aduc aminte de asta. E formidabil, da, 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 da. Irelevant. Irelevant. Săptămâna mai șansă toată. după chestia asta a zis irelevant, numai irelevant era cu noastră. Facem așa, noi, irelevant. Ceea ce vreau să spun este că eu am auzit de acest post al tău. Tu ai o fire foarte interesantă, cam unică în peisajul ăsta al vedetelor, al oamenilor publici. Ai stilul în care, la un moment dat, se pune pata, încep să scrii. Tu scrii foarte bine, ai un vers foarte frumos și ai un verb deosebit. Ți-l știu. Ești un tip care vorbește extraordinar natural, Doamne, fără... Când o să am nevoie de un boost de încredere, da, te sun, jur. Deci vorbești despre mine ca despre cineva care a murit, dar a meritat să trăiască. Dă-te... Așa. Ce? Give it to the spume. Dă-te în spume. Ah, ok. Așa. Deci, fii atent, vreau să vă citez. După toți anii ăștia în care a avut televiziune, filme, nebunie, televizor în continuu, la un moment dat m-am trezit cu un post pe Facebook. Acum nu își închipui nimeni că se va opri din învârtit bolovanul ăsta pe care trăim și că pun eu cracul în frână. Deci ăsta ești tu, mă! Deci eu nu fac sintagme de genul ăsta, eu nu am. Fii atent aici, nu va dispărea gravitația și nici nu se vor opri iepurii din făcut dragoste. Ești bestial la faza asta. Ai avut imaginea în cap. Recunoaște. Ai văzut. El alb? Da. Ia ușor gri? Toate merg mai departe. Ia privind în spate? Toate merg mai departe, bine, mersi. Doar că ea, eu... A. Nu, eu citesc acum. Gri privind în spate? Că ea, eu, o să fiu pe aici, în sud, la sud de București, cu copiii mei, cu Andreea, cu Artemis, cu ai mei, cu toți ai mei. Și sper să fim bine. Ceea ce vă doresc din inimă și vouă. Da. Ești formidabil. Când scrii chestiile astea, tu de unde ai învățat să scrii? De unde ai învățat să-ți pui verbul acolo unde nu te aștept să fie? Tata. Mi-a dat foarte mult să citesc, foarte mult. Când încă nu-mi plăcea să citesc, când încă nu vedeam rostul timpului pierdut. Mm. Și de fapt era timp câștigat. Da. Și am citit foarte mult. Și m-am văzut că-s prost. M-a luat la început cu Carl May, cu de-astea simple. Jules Verne, ia uite, hai, face, intra așa, cu așa, indieni cu alea. Și cumva m-a păcălit să citesc foarte mult. Și așa am învățat să citesc și să ascult. Apoi mi-a plăcut foarte mult Stephen King. Care Stephen King a scris o carte. Foarte simplă așa, dacă o citești, o parcurgi foarte repede. Secretele Regelui. King, Regelui, Secrete. Care este o carte despre cum să scrii cărți. Și atunci
De-abia atunci am avut curaj să scriu primele 10 fraze. Și mi-a plăcut. Și apoi m-am jucat. Formidabil. Adică am... Deci cartea ți-a declanșat, să spun așa, tot cheful pentru scris. Bine, era în tine, era în tine. Da, era mine, clocotea să iasă. Da, așa, lava era în mai, tine. Mai, ce ai, vorbești? Ce să fim? Ce naiba? Drafturi, mai multe în sfârșit. Publicate sunt 5670 de texte. Nu cred așa ceva. Da. Și drafturi 6169. Asta îmi place la tine. Drafturile sunt senzaționale, dar tu trebuie să le perfecționezi pentru a le da drumul. Asta e ideea? Eu cred că atunci când un om scrie, oricât ar fi el de talentat sau de puțin talentat, de școlit sau mai puțin școlit, trebuie să surprindă momentul așa cum este. Bravo. Și atunci când omul se întoarce la textul ăla, nu contează când, trebuie să extragă direct tot ce a însemnat ca esență, ca trăire, ca feeling, ca orice momentul respectiv. Dacă nu-l surprinzi din nou așa cum este atunci când te întorci la el, e proscris. N-am vizualizat aceste cuvinte, dar senzația mea e asta pe care mi-ai spus-o. Când mă întorc la un text de-al tău, oriunde îl găsesc pe internet, el este o piatră aruncată pe o plajă, dar o piatră perfectă în imperfecțiunea ei. Nu știu cum să spun. Da, da, da. Zic bine? Și e fix momentul ăla. Mi-a plăcut de tine la faza asta. Ai putea să te duci mai departe cu ea. Și oricum, am înțeles că va fi o carte? Lucrez, da, lucrez. Nu sunt mulțumit deloc. Dar este cea mai dark carte pe care eu am citit-o. Jur, nu știu de unde toată boala asta. E ceva rău acolo. E ceva atât de rău, adică am dat manuscrisul la citit unei în cine crede? Mici mulțimi de oameni și toți au venit, foarte, nu știu, da. Te-ai dus mult. Ce? Te-ai dus mult. Cum adică? Ești departe rău? Ce ți s-a întâmplat în copilărie? Dar așa am văzut eu. În sfârșit, dacă la un moment dat o să iasă la lumină... Nu îmi spune? Vrei să scriu prefața. Perfect. O să scriu prefața. Am citit această carte. M-a impulsionat. Dar mai bine punea de o melodie. Asta e o glumă. Aia, glumă. Bun. Și acum? Vezi că se pregătește un moment foarte frumos pe care... la care m-a emoționat din prima clipă când am auzit din gurița ta frumoasă aceste cuvinte. Așadar, Inocchio se naște pe 29 septembrie 2002. Da. Namiko în 2018. Da. Și Tiago în 2021. Da. Aș putea spune că acum numeri dinții. Nu? Încă ies, da. Încă? Da, încă ies. Ești foarte plastic, la fel cum scrii, ești foarte plastic în poze. Pentru că ești generos. Asta mi-a plăcut foarte mult la tine. Ești plastic cum scrii pentru că dacă tu pui talpa copilului pe cap și lucrul ăsta se fotografiază, lucrul care se întâmplă pe Instagram acum, e exact același lucru ca și în scris. E exact o asimetrică poza, dar atât de frumoasă pentru că surprinde un fapt formidabil. Nu suport pozele alea în care haide, acum stăm la poză, perfect, spatele drept, strângeți bucile, ochii mari, zâmbet. Și arătăm toți de parcă ne-au băgat paie în cur și ne-au pus în geam să încasăm pensie. Nu cred în perfecțiunea aia, nu cred, jur, nu cred. Uite, ce poză am pe telefon. Toți părinții au pe telefoane poze cu copiii lor. Nu știu, cumva în niște momente astea în care așa. Mie mi se pare și fiimea efectiv este perfect. Bestială. Deci asta este o copertă. Eu cred în instantanee, eu cred în momentele. Asta e coperta cărții tale. Asta nu, e copertă. Nu, că nu. Ba nu, da, ba da. Cartea mea cu nenorociri, potolește-te. Doamne ferește așa ceva. Bă, deja m-ai citat. Nu a scos carta și m-ai citat. Nu că e dark, este ceva, e o... Doamne ferește. Bă, da, mă inciți. Dar știi că faci acum o promovare foarte bună. Bravo.
Pardon, am greșit. I was mistaken, iartă-mă, iubire. I was mistaken? Yes, yes. Foarte bun, yes, foarte bun. Of course, la mulți ani. Fii atent aici. Copiii o să crească? O știi pe aia, scuză-mă. Te rog. Știu că ești într-un moment. Nu. Deci, feel free. Închipuieți. 6 băieți din Berceni, stând la o masă dintr-o cărciumă ieftină din Berceni, acum câțiva ani. La un moment dat, asta după undeva, după puși, după ușă, nu, se deschide ușa, intră un domn cu o doamnă și cu o copilă. Dar nu, că nu pot să o povestesc. Dacă v-a plăcut bancul, sunați la numărul de telefon 00000. Nu pot, ți-l zic după aia, nu, e nenorocire. Dar nu-i bancă, e fază reală. Păi atunci dacă spune... Nu se poate spune așa ceva. Ce scuze. Gata, haide, revin. Dragii mei, vedeți? Dacă erați prieten cu Cabral, fiți prieten cu Cabral. Nu, dar nu, dar nu. Mai acum... Omul ăla foarte prost, de care e foarte... Bine, mai că zic. Hai că zic. Așa. Și intră oamenii băieții, ne recunoaștem între noi. Omul, băiat cu care noi am copilărit. Așa. Și omul... Zice, salut, ce faci? Uite, am ieșit cu familia la masă. Cârciuma plină, eram la Talia, în tineretului. Da. Cârciuma plină, se întoarce, se învârte omul, na, nu-i masă. Hai, mergem în altă parte. Și altul de la noi de la masă și toată masă. Hai, mă, stai cu noi, nu-i problemă. Nu mă, cu nevastă, cu fimea, sale ale. Noi ne facem semn, gata, nu mai vorbim frumos, fă, nu mai zboară. Gata, ne potolim pe dumneavoastră. Hai. Cine? E, problema a fost că unul de la masă era rupt deja de beat. Rupt caput, era fâș, era... La revedere, mort viu. Așa. Știi ce mai rău ce se poate întâmpla în viața unui om, să fie mort, dar viu. Și el era așa, o parte, mai scăpa o bășină, mai se mai scârpină un pic în buric, mai scotea niște frecăței, mai de-asta, știi? Dar omul era cât de cât liniștit. Prezent și liniștit. Și începe, și povestea, ce mai făcut tu, nu ne-am mai văzut, ți-au ce aminte când ai băgat lui ăla în deștul nas și ăla, de-astea, na. Soția domnului râdea, copila râdea. La un moment dat ăsta, imbecilul, se ridică pe o parte, Costel, și atunci pare că el își dă seama că mai sunt niște oameni în plus la masă. Ei, uite, salut, îi zice domnului. Salut, o vede pe doamnă. Să rămână. Noi deja, știi cum e vorba aia din cartier? Deci nu, deja ne-am însemnat, e groasă. Urmează o prostie. Și o vede pe aia mic. Noi deja picioare pe o masă, dar picioare de o masă făcea masă așa cu noi, el nu simțea nimic. Asta mică. Deci dai seama că ești tată de fată, deja te enervezi. Asta mică ce? Cât e? Da, pun libidinoșin, deja îl scuturam, tăci mă, termină mă, schimbă vorba. Și trebuie să zice 19. Oh, 19. Pârâie. Băi, nene, mi-a fost o rușine. Păi nu există. Direct palmul după ce a făcut noi. Bă, termină, băi, ești nesimțit. Prostul, își dă seama în beția lui că s-a întâmplat ceva neclar. A stricat-o rău. Scuzați, am vrut să zic mureie. Băi, n-a ce-o plântă că ți-a prins-o. S-a ridicat omul de la masă, a luat familia, m-am dus după aia să-mi cer scuze, băi, știi că ăsta e prost, da, bă, prost era de mic, dar uite că așa a rămas constant. În sfârșit, nu știu cum am ajuns aici, dar zi mai departe, scuze. Aș vrea să cunosc și o familie. Să duc și mai departe. Ai zis foarte bine. Știi că marea problemă a părintelui care e? Așa, ca între părinți. E o colecție întreagă. Marea problemă a părintelui este că îngrejești un cuib. Faci un cuib, îl dichisești. Plouă, vreme bună, iarnă, bate vântul. Faci un coș acolo frumos, știi cum își adună păsările acelea fir cu fir. Cracă cu cracă. Și la un moment dat, într-o bună zi, copilul își ia zborul. E, aici am vrut să te rog. Iar povestea ta a fost întocmai.
Când ai cântat asta, tu care nu ești cântăreț, într-un context care nu anunța nu nimic. Prevestea absolut nimic. Deci, adică tot pe TV, Caterincă, fără profunzimi, când ai gândat asta, totul s-a schimbat. Mamă, asta e greu, băieturi. Și știi care este partea cea mai tare a acestei piese? Că nu trebuie cântată. Da, știu ce zici, da. Dar dacă stai să... să citești povestea, să citești cum a fost scrisă. Și chiar dacă nu stai să te uiți la cum a apărut pe lumea asta. Iar asta este scrierea perfectă. Asta e, exact. Că n-ai nevoie, bravo, de nimic altceva ca să te ducă fix în momentul ăla. Este efectiv o poveste întreagă care se întâmplă acolo și n-ai nevoie de adnotări. N-ai nevoie de explicații. Ăsta este stilul meu de preferat de scris, apropo de versuri, de melodie, în care nu cauți rima înainte, ci pui gândurile. Copilul meu, sunt puțin gelos pe ploaia și puțin gelos pe care va cădea pe pielea ta. Și bineînțeles că sunt puțin gelos pe toate, pe vântul care te va mângâia. Dacă odată viața ai iubit, da, iubit, dacă ai fost norocos, măcar odată viața asta să iubești. Tot ce e aici e deja în tine. Da, corect. Bravo. Tot. Când ți-e dor. Știi, când crapă, băi, crapă inima în tine de dor. Și înțelegi. Și mă, cât de rău e când nu se poate. Știi ce zic? Da. I'm jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my words have seen. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. I'm jealous of the wind. 'Cause I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought, and you come back and tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Ce bună e piesa asta. Bravo. Dar să știi că piesa asta este în aceeași măsură foarte mult pentru copiii noștri. Sunt, știi, e foarte interesant că declicul cel mai important al unui copil. Ce frumos ești când ești tată, prăpăditule. Da. Ce frumos ești. Că tu nu lași crăpături.
tu ești tot timpul, ia uite. Și da, atunci când îți dai voie să fii tată, ești foarte frumos. Nu mai tată să nu fii! Las că nici mă nu-i ușor. Aș vrea să spun despre Andreea. La mulți ani. Andreea care ne urmărește acum. Andreea a zis așa. Într-o lunetă. Ne-am îndrăgostit. Dar nu la prima vedere. Nu, a trebuit el să trec de vreo 3 ori pe față să mă vadă. Fii atât de aici. El a fost interesat de carcasă. Deci, dragostea a crescut în timp, mi-a mâncat tinerețile, amuzamentul ne-a ținut aproape. Da. Eu cred că... Dacă sexul... Auzi, mie se pare senzațional. Mama, mai e mâna. Andreea... Mai multă scârbă. Mi se pare, Andreea, o... E foarte interesant cum prin spusele ei este un stil care ție îți place, prin verbul tău ești tu un stil care ei îi place și cred că v-ați potrivit senzațional, chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere. Dar dacă mă trebuie mine, dragostea, dacă fac o statistică, cum ar spune, prin absurd, 100 de români, ar spune că dragostea la prima vedere durează mai puțin decât dragostea la a doua vedere. Ce crezi despre chestia asta? Cred că te-a atacat aperolul. Da. Eram sigur că mă iei peste picior. De aceea, eu cred că pentru Andreea ești un Superman. Mamă, unde mă duci? Mamă. Deci, dacă te mai aud vreodată, băiatul tati, dacă te mai aud vreo singură dată, că tu zici că nu ești artist, nu cânți, eu personal mă duc și te fac de belea. Deci eu dau, dacă dai Cabral acum pe internet... Te zic o treabă. Zi. Cum mă fac eu dacă că nu mă bate face nimeni? Dacă asta eu dau acum search pe internet, o să găsesc o melodie unică în existența oamenilor. Eu am scris la YouTube să o dea jos, vă rog eu frumos. Ei n-a vrut. Ei a dat cu refuz. E târziu, e tardi, cum spune Violeta Valerii în actul 4 din Traviata. Dacă intrați acum pe internet, veți vedea la piesa Superman un tip care seamănă cu personajul din fața mea, care cântă așa. Alerg pe străzi să dar te găsesc. Dar cânt-o dacă tot faci o treabă. Stai să... Da. S-ar putea să nu mă înțeleagă lumea când cânt. Și de aceea zic că... Alerg pe străzi să te găsesc, deschide ochii, te iubesc, te port în gând, ești tot ce sunt, tot ce am trăit, nu voi uita nici când. Atenție! Îl veți vedea pe Cabral. Nu, stai. Din Bogdan semi-profil. Bobocea. Stai un pic, stai. Bogdan Bobocea. Piesa lui Bobocea. Eu m-am băgat ca supozitorul. Mi-a plăcut foarte mult atunci când am auzit piesa prima oară. Și a văzut omul bucuria și entuziasmul meu și a zis, hai, milogule, că te iau și pe tine. Și am făcut treaba asta împreună. Dar piesa nu e a mea și e o piesă, de fapt, foarte frumoasă pe care eu am stricat-o. Nu, ai spus foarte interesant. Practic tu... Acolo. E foarte interesant când vrei tu să pozezi și ai stat acolo în postura asta a omului care iubește și trăiește și în același timp are anumite memorii romantice. Cum e melodia? Iartă-mă. Doamne, ce frumoasă e piesa asta. Eu sunt Superman, sunt doar un alt refren. Clipele trec și tot în cer îmi scot din minte un zâmbet perfect. Nu sunt Superman, sunt doar un alt refren. Și Cabral zice așa. Alerg pe străzi, te găsesc, deschide ochii, te port în gând, ești tot ce sunt, tot ce n-am trăit, voi uita nici când. Nu cu vocea asta proastă, cu voce... Da, bucurie! Chipere trec și tot încerc să alung trecutul în prezent. Nu sunt Superman, sunt doar un alt refren. Chipere trec și tot încerc
salut trecutul în prezent. Nu sunt Superman. Ce bine sunt la tine. Doamne, ce bine sunt la tine. Dacă Bobocea, dar și la tine sună bine. Dacă Bobocea avea, ascultă-mă, ascultă-mă. Dacă Bobocea avea noroc să cânte piesa asta cu un invitat pe măsură, că el cântă foarte bine, era hit. Așa a găsit... Dar tu știi că... Din Berceni. Dar tu știi că Bogdan a lucrat cu mine înainte, știu, de piesa asta? Știu. Și știi că în, undeva în, la cafenea actorilor... Dar tu știi că Bogdan te-a invitat să cânti pe piesa asta și nu l-ai băgat în seamă? Nu cred, nu m-a invitat. Ba da. Nu cred așa ceva. Ba da, să crezi. Nu spune așa ceva. Ba da. N-ai fost atent. Nu. Închidem. Ce s-a fost podcastul? Ne bucurăm foarte... Nu e așa. Nu. Ba da. Deci poți să-mi înseamnă care dacă s-a terminat podcastul? Hai, te fă-i de treaba ta. Vrei să pui ceva în plus? Vreau să iau aia să schimb. Cum? Că ce? Vreau să schimb farfuria aia cu alta. Aia asta? Da. Sigur că da. Asta mai lasă aici. Cine știe? Tu ai un acut pe falset formidabil pe care l-am auzit pentru prima dată în viața mea, l-ascult acum, da, aici. Da, nebunie, mă. Da, băi, mă. Băi, ce băi, vorbești, mă? Dar sună-mă la Hollywood, mă duc, gata, haide. Hai, treacă, mă duc. Dacă taică tu Mircea, fii atent aici ce zic. Ar fi zis, ia cântă ceva. Atunci, cred că, dincolo de toate antrenamentele pe care le-ai făcut, ăla era un punct de referință. Știi că tata asta m-a învățat. Că în viață nu există limite decât alea pe care ți le pui tu. Așa, bravo. Tata asta m-a învățat. Bravo, bravo. Dacă ceva nu poți, nu poți pentru că tu ți-ai spus ție că nu poți. N-ai limite. Nu există. Până vine Andreea, vreau să te întreb o chestie. Ce? Până vine Andreea. Unde sunt eu? Sunt întâmpit. Fii mea, mai speriat ești, nebun. Mă relaxasem și eu. De când ai motor? Zim clipa în care te-ai îndrăgostit tu de două roți. Au trecut? Ce crezi? 25-26 de ani. Nu cred. Da. Nu cred. Da. Am avut un dereu de 2 jumate cu care, da, gemea sub mine. Da, era plastic, o să spui, bravo. Când mă apropiam, făcea motorul. Aoleu, bine, bine, bine. Iar vrea să ne plimbăm. Dar am ajuns la concluzia că, sigur, un cal mișto te face să mergi mai relaxat, uneori mai tare, alteori mai fericit, dar în același timp contează stesul pe motor să mergi. Nu contează ce globă călărești. Dacă ar fi doar partea singulară, solitară, să spun așa, tu și motorul tău, uh-huh, da? A zice. Numai că în toată chestia asta este o... Nu există solitar, mă, în viața noastră. Da, mă, asta am vrut să spun. Nu există. Nu există solitar. Ba da, există solitar. Călugăr. E un călugăr solitar. În viața noastră. A ta, a mea. Eu imediat mă transform în călugăr. Vrei să vezi? Așa. Budist, nu... Asta zic. Eu am văzut comunitatea asta a motocicliștilor din România sudată extraordinar, a fost atunci cu Kempes, dacă mai ții minte. Da, nu. Când au trebuit să-i dea sânge lui Kempes. Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai frumoase gesturi de coeziune, de iubire, de ajutoare, de tot ce vrei. Așa e, de empatie. De exact. Da. Spune-mi ce înseamnă pentru tine chestia asta, adică tu fiind în branșa asta de atâta mari de vreme, tu te întâlnești cu oamenii ăștia, vă vedeți din când în când, vă salutați pe stradă, iartă-mă, eu nu am... Întotdeauna ne salutăm pe stradă. Eu nu am fost niciodată pe două roți, de asta te întreb. Când se face cald afară, te iau și te plimb cu mine, te iau la plimbare. Și te stric la bătrânețe. Cine ești bătrânețe? Aici, afară. Așa, mulțumesc frumos. Tu știi că nevastă mea, dacă te-ar auzi acum, ar spune, Horia, trece în casă? Și mă închide în baie. Și ar face bine. Ar fi de ce? O femeie deșteaptă. Toată viața a fost o femeie deșteaptă. Și înțelegătoare, că n-ai, cu tine n-ai cum altfel. Da. Mi se pare senzațional. E ca și când... Asta nu se întâmplă pe lacul, nu știu cum se... Herăstrău, atunci când doi se duc la padelă și la zup, la stand-up paddle și zic hello. Nu există comuniune ca asta în România. Și asta de ce nu? De ce? Că e o comuniune mai ales în bucurie și în moarte.
Sunt foarte puțini motocicliști care au ceva experiență, care au scăpat fără să fie tăvăliți, fără să fie trântiți, cu ligamente rupte, cu oase rupte, cu tăvăleli dureroase. Pentru că e o plăcere, odată. În al doilea rând, e utilitate, că efectiv te miști mai repede, nu că mergi mai tare, dar te miști mai repede cu motorul până oraș. Dar toate astea vin cu un cost. Dacă este vară, arde carnea pe tine, toate gazele de la mașinile ei în plămâni, corect, ți-e cald de mori, te arde motorul, că stai, tu stai acolo pe un și 900, pe un 1200, pe un 1800, toată căldura e aici. Bucuria voinicului e în fierbere. Iar atunci când se strică vremea, tu ții toată ploaia în gură, în față, în nas, pe gât, pleacă așa frumos aici între puterea bărbatului, dar se duce în jos către slăbiciunea lui, intre pe aici, pe la ceafă, când bate vântul, te bate vântul, când dai în baltă, îți vine balta, adică toate plusurile alea mișto îți vin și cu niște minusuri. Însă bucuria este atât de mare, încât minusurile sunt trecute la, bă, asta este. Și comunitatea asta este atât de strânsă pentru că, în primul rând, din utilitate. Pentru că oamenii de multe ori nu înțeleg că dacă îți dau o aripă în roata din spate, tu mori. Nu e că doar te-a învățat minte. Dacă îți pune o frână pe ud în față, tu îți rupi pe amândouă picioarele. Nu e că, mamă ce, l-am speriat. Nu vreau să insist, dar mi-am dat seama de lucrul ăsta și când ai scris de Cristian, de Predoi. Da. Atunci mi-am dat seama că e mai mult decât o... E moarte, mă. E moarte. E viață și uneori moarte. Uneori e moarte, da. Și am un grup de prieteni care... Desigur, dacă te uiți de afară, ai impresia că e Caterinca. Dar jelania rămâne. Oameni sunt bărbați puternici. Ei de capul lor. Și nu știu cum să jelească pe genul, să zică, bă, mi-e dor de ăla de mor. Și atunci alunecă cumva într-o caterincă, dar știi cum e, toată lumea spune glume, dar nimeni nu râde. Am înțeles. Că Predoi s-a dus din nimic și era un băiat extraordinar. Știi cum e, de mor doar de bine. Eu nu cred în treaba asta. Că sunt și cârnați care mor. Dar Cristi chiar era un băiat extraordinar și s-a prăpădit. Și nici nu e, adică eu am 3 trânte mari cu motorul. Tu ai căzut? Tu ai căzut cu motorul? Claviculă ruptă, ligamente vârcete la piciorul, de laba piciorului drept rupte 50%, coate, genunchi, pulpe. Păi uite cicatricile în continuare le am în palme. Pietre băgate pe palme, băgate până umeri, până... Pietre, adică atunci când tu când mergi cu mașina, nu-ți dai seama, dar pe jos sunt foarte multe pietricele. Și atunci când te întinzi, ele au proasta tendință să treacă prin echipament, să intre în om. Ce crezi? Reușesc. Și doare rău. Da. Ai mai redus numărul ieșirilor cu... Nu. Dar ești mai precaut? Da. Precaut înseamnă că 100 se transformă în 70 de km. Nu e vorba de viteză. Nu e vorba de viteză. E vorba de decizie. E vorba de prevenție. E vorba despre faptul că tu știi că poți, dar nu te mai bazezi pe ceilalți că fac ce trebuie. Corect, bravo. Și atunci tot timpul presupui în rău. Și zici, dacă ăla face la stânga, m-am făcut... Și atunci alegi să-l lași pe el să facă la stânga. El poate face sau poate nu face. Da. Și chiar dacă ești pe dreptatea ta, prefer să rămâi în viață sau să rămâi întreg. Și am avut 3 trânte, cum să zic, legal vorbind, de fiecare dată am avut dreptate. Dar n-am incriminat, eram mic, mult mai mic, eram prost, foarte prost, și făceam greșeli. Și, de exemplu, la un moment dat, asta, cea de-a treia trântă, eram cu un motor care nu era al meu, cu Nerunu, și încercam să dau seama de dinamica motorului.
Și eu cred, nu știu, n-am fost atent în momentul respectiv, dar cred că am intrat mult prea tare. Mergeam prea tare. Și de pe cedează mi-a intrat un domn cu o carosată de aia de 7,5 tone. Și l-am văzut, mi-am dat seama că nu mai aveam timp de așa. Am blocat spatele, am glisat-o puțin, doar că am calculat prost și am intrat sub mașinile parcate pe dreapta. Și omul a oprit, aoleu, m-am norocit, te-am făcut praf alea. Și eu, întins pe stradă, știi cum e că se face urma de cretă după aia după tine, n-a fost cazul, slavă Domnului, i-am zis, tată, du-te acasă, că nu ne-am atins. Și păi nu, că s-a atins motorul de o rata spate, du-te acasă, că eu veneam spre tare. Păi da, aveam cedează. Păi tu aveai cedează, dar eu veneam prea tare. Și știu că legal vorbind, da, dreptate, dar omenește, eu sunt prostul. Dacă eu sunt prost, eu sufăr. Du-te liniștit la familia ta, că n-ai tu treabă cu mine. Știi, adică cumva ar fi bine să ne și asumăm lucrurile pe care le facem. Bine, din dramă s-a transformat în comedie. Că a venit salvarea să mă ia, la Piața de Flori eram undeva, a venit salvarea să mă ia, băieții îmi lăsaseră casca în cap, că au zis, las că vine salvarea, că poate s-a șuit băiatul nostru. Și a venit domnul care era șofer, ce era proaspăt angajat, și a tras de cască odată, a tras de cască, dar asta era legat aici, a tras o dată, și după aia mi-a pus piciorul în umăr, așa, și a început să tragă de cască, că nu ieșea nenorocită. Și a făcut după ce a făcut asta, eu eram cu genunchii făcuți terci, pietre, sânge, carne, alea, și el când s-a plecat, el avea cu el patru, el cine niște probleme. Cred așa ceva! Și s-a gândit că s-a așezat să se ține și el de ceva și mi-a pus direct mâna pe genunchi. Și am făcut, am căzut la loc, hai să punem pe targă, m-a pus pe targă, m-a băgat în salvare și m-a băgat în salvare prost, mare ursul, mare. M-au băgat în salvare și când au închis ușile de la salvare, care știi că sunt fluture, mi le-au dat peste călcâie. Da, așa. Și după aia a plecat de urgență către Floreasca. Și mergând de urgență către Floreasca, și-a dat seama, s-a stricat sirena. Omul bine intenționat, să nu mă înțeleg greșit, a deschis geamul și conducea pe Unirii, jumate scos pe geam, urlând. Avea și claxon și făcea dați-vă la o parte, sunt cu domnul Cabral. Și eu întins acolo, i-am țipat, bre, te rog eu, sunt și tăvălii, mă faci și de căcat, las-o așa cum e, când o mă ajunge, nu-i problema, nu dau colțul până acolo. Cred așa ceva. Da. A, iar îți dau cuvântul meu, uite, fac cruce, nu. Îți spui povestea acum. Mi-am dat cuvântul de onoare. M-a dat jos în salvare, 4 oameni, da? Fiecare de colțul lui, m-a dat jos, s-a frâns, nu știu ce s-a întâmplat cu sărăcia aia. Dar nu trebuie să-ți arăt că nu. Eu eram pe tavă aici, da? Pe tavă, da. Pe targă aici, da? Și doi au ținut, doi n-am ținut. Și a făcut targa cu mine așa. Și am fost faceplant. Băi, ascultă-mă, cu sărăcia aia de metal deasupra, eu deja eram tăvălit. Și atunci am zis, gata, moriți-vă, lasă, opriți-vă, noi. Și m-am ridicat într-un picior, laba piciorului îmi făcea așa, lasă, la dreptul. Și am plecat așa într-un picior, unde e doctorul că ăștia moară până ajung acolo? Stai, stai, ascultă-mă. Mă ia, mă pune pe o daia metalică de aia de morgă, am zis, domnule, mă curăt că nu, e prea mult inox aici. Nu, s-a zineșit. Și mă bagă la Floreasca, acolo erau 4 paturi. Și mă bag acum pe patru locuri, cu perdeluțe așa. Și vine doctorul, erau 4 domnișoare asistente, și vine doctorul. Ce avem aici? Accident de motocicletă. Și zice, bine, atunci haideți, tăiați pantalonii să vedem ce se întâmplă de desubt, cum sunt rănile. Eu eram prin de carne vie în amândouă palmele cu pietre care așa. Domn doctor, stați o secundă. Eu nu port chiloți niciodată, stați o secundă. Eu la genunchi sunt tăvălit rău, dar mai sus totul e în regulă. E... Nu e nevoie să tăiați. Că mă lăsați și nu e... Nu. Asistentele zic, lăsați un doctor că îi punem un cerceaf. Și l-am văzut pe doctor când s-a întors, mai avea o urme de zâmbet. El a plecat rânjind. Și a plecat. Și a venit domnișoara asistentă cu o foarfecă, a cincea asistentă, da? Cu o foarfecă. Eram întins pe pat, cu mâinile așa, în curul gol pe dedesubt, da? De pantaloni. Și a început să taie. Și a tăiat, și a tăiat, și a tăiat, și a tăiat. Ține un pic. Erau 4 domnișoare, fiecare ținea de un colț, la o cârpă care avea cam unul pe unul așa. Și după ce a tăiat, ce a dat pantalonul la o parte, fiecare ținând așa cu cât un colț, a pus să... S-a uitat unul la cealaltă și a făcut...
Băi, nene, eu sunt plin de sânge aici. Voi la ce dracu vă uitați acolo? Auzi? Și vrei să mergem amândoi pe motocicletă? Doar să ții chiloți pe tine, atât. Nu. No. Ori amândoi purtăm chiloți, ori amândoi suntem... Italien. The naked truth. Doamne ajută. Incredibil, Doamne ferește. Da. Stai să revin, că trebuie să-mi revin. Nu știu, e... Și atunci am fugit din spital. Poftim? Am fugit din spital. Pentru că după ce mi-au făcut genunchii, mi-au imobilizat astea, gamba, mi-au pus la loc, mi-au curățat rănile din mâini, aveam două păpuși aici, două păpuși la genunchi, în șold mai aveam o păpușică, așa, și aveam un cerceaf, ți-am zis ăla. Și cu cerceaf a ieșit de unul pe unul, ascultă-mă, de unul pe cuvânt, deci nu mint deloc, nu n-am de ce. Mi l-au pus la Muțunache și stăteam pe un scaun acolo, așteptam, eram așa, așteptam să mă trimit acasă. Și mi-a zis doctorul, zice, nu, eu nu pot să... Nu știu ce s-a întâmplat cu tine, mi-a făcut 17 radiografii. Două luni noaptea stingeam lumina în cameră și lumina mi era meu becu. 17 radiografii. Și mi-au zis, stai un pic, serviciu medical foarte bun, să nu înțelegi greșit. Oamenii ce au făcut treaba, dar de fiecare dată, exemplar. Dar mi-a zis, nu pot să te eliberez, că trebuie să te țin sub observație. Acasă, berce? Nu, trebuie să rămâi neapărat aici. Eu dacă rămân în spital, eu mor. Nu că trebuie să rămâi aici. Mi-am dat seama că nu mă înțeleg cu el, dar nici el cu mine. Și eram cu Feli, eram, care între timp, tu cunoști pe Feli, de la multe producții din Pro. Da. Și a zis, mi-a dat telefonul. Mi-a dat telefonul, l-am sunat pe Popescu. Erau între băieții care se ocupau de transportul la ce făceam noi atunci. Vino și ia-mă să mă bată mama, știu unde stai. Vin în fața casei cu rugul și zic că m-ai părăsit. Vino și ia-mă de în față. Și zice, bine, te sun când ajung în față. Și ajunge în fața la Floreasca. Horia, nu te mint, jur, îți dau cuvântul meu de onoare. 4-5 după amiază. Eu, cum a făcut mama mea, bine, mai mare un pic, și plin de păpuși, de bandaje, cu o cărpă unul pe unul. Așa am părăsit? Nu cred. Ascultă-mă. Nu. Așa cred. Am părăsit ligamentele încrucișate de la piciorul ăsta? Nu cred. Cinzeul ăsta rupte, da? Așa am părăsit? Nu cred. Prietenul tău așa a părăsit spitalul de urgență Florească. Uite la mine. Cârpa la Muțunache? Da. Nu. Stai. 3 ianuarie. 3 ianuarie, că atunci m-am tăvut, 3 ianuarie. Simțeam cum făceam plici la spate la chine. Oamenii atât de șocați de întâmplare, că n-a apucat nimeni să facă poze. Bine, cred că și imaginea era înfiorătoare, dar na. M-am suit în mașină la Bogdan și m-am dus în Berceni, 3 zile am plâns acasă. Mergeam și o tânc și o tânc în jurul mesei din bucătărie și plângeam. Prost. După așa o poveste, să mai prindeți un pic de putere. Aoleu, a venit berbecuțul. Știi care e problema ta? Eu am o colecție întreagă. Eu, adică tu... Mulțumesc, Română. Tu ceea ce-ți place, faci, spui și toată lumea știe. Foarte bun. Eu l-am făcut. Neapărat salată, da. Cabral face parte din echipa Bad Petunia. Dacă m-aș opri aici, doar aici. Bineînțeles, l-ați definit drept biolog, marin, mai știu ce biolog, care se ocupă cu mușcate, petunii și altele. Dar, continuăm. Cabral face parte din echipa Bad Petunia Sailing Team. Racing Team, Motorsport. Și după aia sunt două Bad Petunia. E un Bad Petunia Motorsport și un Bad Petunia Sailing.
Prost eu. Nu, 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 nu. Dă-mi voie mie. Vezi că mi-a promis, mi-a promis Andy că mă duce cu... E competitorul tău, Andy? Cu... E colegul, nu. Ah, coleg, perfect. Și acum te întreb și acum tu să-mi răspunzi. Care a... Citat. Care a fost cea mai complicată treabă pe care ai pățit-o? Eu am răspunsul tău aici, dar vreau să-l verific dacă e adevărat. Ne referim la sailing? Da, sau la sailing. La racing. În Mediterană, ne-a prins o furtună. Nu. În Egee. În Egee, da, sunt prost, da, scuze-mă. Da, am rugăminte. Da, dacă declar ceva, ține-te de declarație. Nu, da, dă-o, da, dragule, treaba, că mă enervez acum și plec și mă duc la Floreasca. Du-te fără chilos pe tine, că o să-ți placă. Așa. Băi, dar dacă mai... Cea mai complicată treabă... Deci aici sunt vorbe, da? Cea mai complicată treabă, a pățit-o în Egee, cu un vânt de 28 de noduri și rafală de 35, cu niște varuri complet neprietenoase, când ne-a trădat un pin de siguranță și a dat să ne cadă ghiul în brațe. Explic. Catargul. Ghiul. Ce e ăsta? Catargul. Catargul. Începe, da? Și aici ghiulul care se bagă în el prin, așa, ca să stea ăsta, da? Și aici ai o velă între ele. Ok. Da? Am mainsail-ul, da? Bun. Ăsta aici se prinde într-o articulație. Da, da. Care trebuie să se miște. Corect. Care e foarte deșteaptă și, ca să nu pleci de acolo, are un pin de siguranță. Ok. Pinul și-a la vacanță. La naibă. Ce înseamnă 28 de noduri? Un vânt aproximativ. Te mișcă? Zim, valuri de 2-3 metri? Să știi că nu, nu, mai mari. Problema nu e de mărimea valului neapărat. Problema e de cât de lung e. Că dacă ai val înalt, dacă are merge pe o distanță mai mare, urci pe el, ai timp să te reechilibrezi, să repoziționezi vasul și apoi cobori pe partea cealaltă. Dacă în schimb ai crestă, urci, cobori, ești pe toate părțile și te bate mai ales marea aia păcătoasă. Uite, așa o simți. Așa o face cu tine. Te bate de... Și pe față, pe tot, pe mâini și îți... Adică, practic... O simți în suflet. Lasă față și mâini și... Am stat... Ne-am luptat cu furtuna aia, nu știu, vreo 20 de ore. Ceva de genul ăsta. Eram echipaj de 5, cred. 5 eram? 5, cred că eram. Și vreo 20 de ore ne-am luptat cu furtuna, ne-am dat seama că nu mai puteam fizic, efectiv, că am făcut carturi de 3 ore, nu mai puteam. Și ne-am refugiat în insula Lesbos. De când vreau să o vizitez? E foarte frumoasă. Intrarea e păcătoasă, dar e foarte frumoasă. A fost ca un fel de armată. N-a fost ușor, nici vreo nenorocire n-a fost, nu o să comentez. Am văzut că ești belicos în afirmații, dar nu... Armată. Această melodie reprezintă lupta lui Cabral în mijlocul furtunii. Priviți-l. Îl simțiți? Deodată, pe catarg, cu o mână... Se uită la furtună și începe. I'm gonna fight him all. A seven nation army couldn't hold me back. They gonna rip me off. Taking the time right behind my back. The message coming from my eyes says leave me alone. Da 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 da. And the feeling come from my bones says find a home. Da 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 da. Asta a fost, asta e melodia pe care o cântă Cabral atunci când e în mijlocul furtunii. După cum ați văzut, acest om din fața mea, care iubește... Nu lasă. Ce să stea de berbecuți? Cotletute. Cotlete de berbecuți.
este un om care la care efectiv mă întreb acum. Acum după 30 de ani, cred că 32 de ani. Fac 33 peste 33. 4 ani. În viitorii ani, ce se va întâmpla cu tine, omule? Unde te vei duce? Asta îmi place la tine. Ca atare, te voi însoți mereu. I-a plăcut atât de mult chestia cu velierul. Pă, Steve, vorbesc cu... Știi? Asta e defecțiune profesională oarecum, știi? De că vorbesc cu din, na, da, prezentator. Da. Ți-a plăcut atât de mult chestia cu velierul, încât... Acum tu trebuie să completezi. Încât ce s-a întâmplat? Încât așa fă nevoie de o scobitoare. O scobitoare! Nefolosită, dacă aveți. O scobitoare nefolosită! Așa. Cât de mult ți-a plăcut chestia asta cu velierul, ca să completează tu? Ca să mă duc până în Croația. Nu. Mulțumesc. Ca să plec de lângă familie. Nu. Vezi, noroc cu eu că sunt informat. Ca să încep să oficiez nunți pe velier. Ah, da. Câte da. Nunți ai oficiat pe velier? Niciuna. N-am apucat. Pentru că? N-am apucat. Îți trebuie marketing. Ascultă-mă ce zic. Da, nu, cererea am avut. Nu am apucat. Nu. Dar nu. Eu fac parte dintr-o gașcă mai mare. Stai. Da. Te, nu, dintr-o te-ascult, gașcă mai mare, foarte frumoasă. Da? Cu Cristian Cescu. Sunt mai mulți oameni acolo. Așa? Care preiau partea grea și se ocupă ei. De o nuntă, de un botez. Ok. De o... Dar ceva lipsește în toată chestia asta, nu ți-ai dat așa? Tu. Doamnelor și domnilor, bine ați venit pe velier! Cum se numește? Tiago. Cum? Tiago. Capofimiu. Velierul Tiago vă invită să vă serbați nuta voastră. Vreți o nuntă de vis? Vreți niște declarații pe care numai marea le va îmbrățișa? Ei bine, Arthur de Cabral și Horia Brenciu, promovare Vasile, eu prost, vă invităm pe velierul Tiago. Aici, alături de soția voastră, veți face primul pas viitoare. Din viața voastră. A? Viitoare. Viitoarea soție, veți face primul pas din viața voastră. Ultimul. Ultimul pas din viața voastră. Vă invităm. Vara aceasta, velierul Tiago. www.cabraltiagobrenciu.ro. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. No. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them. It's an illusion. Illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. That was told by mother. You can't have one. You can't have one. Not. You can't have one without the other. Da 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 da. Tiago, velierul vostru preferat. Nu, mamă, că zici. Foarte bun, berbecuțul. Chiar foarte bun. Chiar foarte bun, da. De mult n-am mai... Și chiar ăsta este, cum ar veni... Bulgar. Un bulgar. Un ce? Bulgar. Ce aia? Fratele unui bulgur. Mamă, îmi face impresia că tu știi să gătești foarte bine și mă pui într-o situație jenantă, pentru că eu nu știu să gătesc deloc. Vis-a-vis de gătit, eu știu foarte, foarte bine să mănânc. Perfect. Ai animale acasă? 3. Câini? Nu, copii, da, câini. Câini ai acasă? Cane corzo. De la... Cum avea Regina? Nu, am greșit. Regina n-avea. Nu, n-avea. Ce regina a fost? Regina Marii Britanii avea niște... Dacă avea cane corzo, regina... Nu. Mergea cu ea la bătăi. Corzi avea, nu. Nu, iartă-mi, a fost greșit. Nu, iartă-mi. Cu bradul încordat, ținând în scurt. Da. Lasă-l, mamă, lasă-l.
Vreau să te uiți în oglindă, vreau să te uiți în cameră și vreau să convingi pe nevastă mea să mergem cu rulota prin lume. Pentru a... Eu zic pentru început. Așa? Să mergeți până la Znagov. Până la lume. Ok. Mergeți așa o noapte, stați, vedeți cum e, pe malul lacului. Bă, nici nu e cu voi. Pe malul lacului facem un grătărel mic, pac, pac. Stăm, vedem stelele, toate alea. Bravo. Dar ca să pleci într-o călătorie în jurul lumii, trebuie să începi cu una în jurul orașului. Pentru că nu e pentru toată lumea. Nu că ar fi rău, nu că ar fi bine. Dar fiecare dintre noi avem cumva niște așteptări de la o vacanță. Și s-ar putea ca pentru unii zic, să nu fie, pentru unii ar putea fi mai mult sau mai puțin decât ce și-ar putea dori. De-aia sfatul meu atunci când te gândești la o chestie de genul ăsta, să încep cu pași mici, să închiriezi o rulotă pentru două nopți. Mă rog, trei zile. Te duci undeva, aproape, nu faci 1000 de kilometri, de nebun. Ca să vezi ce înseamnă. Ce chestie? Nu m-am gândit niciodată la asta și cred că e cel mai bun sfat pe care îl poate primi cineva care se încumete la o rulotă. Întâi, începe în jurul orașului. Frumos. Trebuie să... Nu, serios acum, pentru că sunt niște limitări. Sunt niște limitări de spațiu, în primul rând. Sunt niște limitări la nivel de intimitate, că într-o rulotă, oricât de mare ar fi ea, tot bot în bot suntem. Toți. Toți. A scos unul o nucleară, toată lumea are piept. Nu există. Sforăie unul, da, toată lumea suferă. M-am gândit niciodată asta. Da, tu câți kilometri ai făcut cu rulota? Noi facem în jur de 15.000 pe an. 15.000 de kilometri pe an? Nu. No. Isus Mario! 15.000 de kilometri pe an? Da. Da. Și este foarte intimă călătoria, pentru că totul se întâmplă pas cu pas, totul evoluează, totul are o curgere. Atunci când te sui într-un avion, avionul ăla e reset. Te-a pus într-un loc, povestea începe din locul respectiv, se termină în locul respectiv. Nu zic că e rău, doar că e altfel. Atunci când pleci cu o rulotă, cu un camper, cu un campervan, cu un ciofier, cu un cort pe mașină, cu un cort lângă mașină, totul are o curgere. Și ai o poveste care începe într-un loc și se termină în același loc. Povestea asta stă cu tine. Voi aveți niște trigări ale voastre. Și mi se pare inițial că e nebun, dar după aia am dat seama că are o logică. Nu sunt decât piese cântate de tine. Atrag atenția tuturor care ne urmăresc acum faptul că Cabral, prietenul meu, n-a cântat deloc și n-a repetat deloc aceste piese. Nici nu știa ce l-așteaptă aici. Nici nu știa de piese. O piesă mi-a zis. De o piesă mi-a zis. De o piesă ți-am zis. Piesa noastră, lucru simple. Dar asta... Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Oh, baby. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave it, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause oh, you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Baby, oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Bă, ce bun ce ai să mori dacă nu... Da. Bă, ești nebun, bă! Bă, tu trebuie să... Da, bă, băiatule, eu trebuie să chiar să fac jumătate de album. Ești rău și modest și câteodată modestia strică. Pe bune, vorbesc serios.
Fii atent aici. Pentru că toate piesele astea ne-au condus către un lucru. Vreau să spun că deși s-a întâmplat acum 2 ani de zile, 2023, 2022, 2021, da. Mass Singer e un capitol aparte în viața ta. Da. Ciudat. Ciudat. Da. Ciudat, clar, ciudat, da, da, ciudat. Da. Dar aici ai cântat pentru prima dată, nu știu cum să... Asumat, gâdilat, înregistrat, făcut. Bine, ți-ai ascuns vocea, asta a fost, da, important. A fost foarte greu. Și te-ai îmbrăcat într-unul dintre cele mai tari, ce să zic, costume pe care le-ai avut vreodată, și anume shawarma. Shawarma, da. Da. Câte chile ai slăbit pe... Per total. Doamne, așa. Ce m-a chinuit. Sărăcia aia de costum, ce m-a chinuit, m-a bătut, m-a ros, m-a înghiontit. Dar m-a... Tu l-ai ales? A fost o discuție cu producția și a zis, mă uite, am avea asta, am avea asta și am avea shawarma. Nu, tu ești shawarma. Așa se zice. Da, da. Și zic, de ce? Păi ești cu de toate, uite. Și așa a rămas. Așa a rămas până la urmă. Ăsta eram noi doi după, da, trecerea în revistă, da. Și asta pentru, da, prima dată. N-am văzut-o deloc. Nu știam deloc că avem poza asta, nu mi-a aducem aminte că am făcut-o. Da, era emoționat că atunci în finală te-ai devoalat, da. Și asta a fost shawarma. Aici a fost o shawarma cu de toate. Și fii atent aici, urmează tu. Fii atent, atenție. Omul pleacă speriat puțin de mai îmbrăcat de la Floreasca. Deci ăsta erai tu. Dar știi că a fost o discuție cu producția, că așa, urmă aveai niște colanzi ăștia de... Intrau în toate locurile nevoste de soare și mi-a zis, tu dai costumul jos și rămâi în colanți. Ce să fac eu, mă? Cum să... Păi dai costumul jos și rămâi în ce colanți, mă, nebunule? Păi, și era un ăsta roz, așa, cu niște paiete, da, care, da, 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 se mulau pe toate lucrurile, așa, pe care alea mi intrau pe în spate. Pe un... Băi, nu se poate așa ceva. Păi și ce vrei? Păi îl dau jos cu totul și aia. Păi nu poți să rămâi în chiloți. În prime time, la Pro TV. Și am zis, ori în chiloți, ori în curgut. Că eu la televizor în colanț roz n-apar, mă, mică. Noi, adică, genial, știe lumea că-s prost, este evident. Genial. Dar cu nu. Și atunci, efectiv, m-a luat de la producție, au luat-o în sus, au escaladat către toată lumea și ăia de sus m-au sunat. Băi, trebuie, mă, mică, n-ai înțeles. Eu în colanț roz n-apar la televizor. Nu se poate așa ceva, nu e, nu. Noi suntem experți în colaje. De peste 13, 14, 15 ani facem colaje. Da, dar voi le faceți live. Da, cea mai grea variantă posibilă. Da, ce ai făcut tu acolo este unul dintre... Eu n-am gândit. Tu l-ai făcut. Nebunia asta tu ai făcut-o, nu eu. Nu noi. Tu ai făcut nebunia asta. Iar eu am zis, băi, este un om... Este un om care îi place muzica la nebunie. Da, dar nu iese, dacă nu merge. Nu, nu mai suport chestiile astea. Uite-le. Deci asta e pe prosteală. Vine aici. Hey amigo, what you gonna do? O întreb de cine-i place, ea spune că ești tu. Așa că iau tare și spune că o dorești. Spune că o vrei și că s-o cucerești. Go loco loco, macho 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 man. Se ține foarte bine, again and again. Un, dos, un, dos, trei, stai pe vază. Ragața-i tare, te și hipnotizează. Hola, hola, e macho. Hola, hola, e sexy baby. Hola, hola, e macho man. Hola, hola, e sexy baby. Hola, hola, e macho man. Hola, hola, e loco baby. Hola, hola, e macho man. Hola, hola, e sexy, sexy. Liberă la mare, da, da. Stau cu tine la soare. Ne iubim pe nisipul fierbinte. Nu mai sunt o fadă cu minte. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Ne iubim pe nisipul. Ce? Nu mai sunt o fadă cu minte. Ai luat-o razna, gata, te-ai dus mult. M-am dus și eu. Deci viața e foarte frumoasă. Și merită trăit. Andreea m-a rugat, mi-a dat telefonul înainte de intrarea în emisie și m-a rugat să-i dedici o melodie, pentru că relația, dacă mă întreb pe mine, tu cu ea, e de ordinul
Câteodată, sincer vreau să spun, cu tot ecoul pe care l-am în ureche, da, este de ordinul supranaturalului. Pentru că ea te-a visat de mai multe ori. Da, avea coșmare când era mic. Deci, da, te-a visat de mai multe ori și te-a văzut pe unde ești. Și de aceea, Andreea mi-a zis, dacă nu cântați această melodie, eu nu mai... Nimic. Nu mai nimic. Așa. Este o, este, asta e ultima melodie înainte de, de final pe care o cântăm. Rugămintea mea este să, să o cânți bine, pentru că tu ai cântat-o și mă bucur foarte mult că ai făcut pasul ăsta înainte. Ultimul Revelion a fost foarte important pentru mine, pentru că am văzut un Cabral care în sfârșit a zis vreau să fac un duet. Băi, astea sunt cărămizile muzicale care se pun una câte una. Una câte una. Nu e chestia de spun eu acum, hai să facem o clătită. Nu, când simți tu faci clătita. Eu doar sunt omul ca un, ca un fel de guru. Înțelegi? Care spune, hai, hai. Când tu iei decizia, exact cum ai zis tu, tu iei deciziile. Dar eu spun, hai, hai, hai. Haide, vino înapoi. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât să fie a mea. Nu vreau decât să fie a mea. Nu vreau decât să înțelegi cât de mult te iubesc. Fără tine nicio clipă nu pot să trăiesc. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Haide vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. În loc te priveam, te priveam și spuneam și spun... Nu! Am venit la... Vin acum, vreau să... De acord, iartă-mă! Vin acum, vreau să te simt lângă mine. Să ne amintim de clipele când totul era bine. Amândoi de mână ne plimbam. În nopțile târzii, sub ploaie ne sărutam. În ochi te priveam, te priveam și spuneam, și spuneam, te iubesc, nu să te părăsesc. Te iubesc, nu să te părăsesc. Niciodată nu voi iubi o altă fată. Întoarce-te iubito, vreau să fim din nou ca altă dată. Hey! Nu pot să cred că m-ai uitat. Iertați-mă, a fost o... Mi-a plăcut, ești mișto. Nu e ușor, nu e nici greu, să încerci acum să te întorci din drum. Poate că e cu sufletul meu. Aș avea atâtea multe să-ți spun. Însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine-n urma lor. Însă ochii tăi vor fi doar șoapte și mi-e tare dor, mi-e tare dor de ei.
să simt căldura ta când noaptea va veni, da. Doar stelele să știe că ai sosit. Părul tău va fi iarul de rouă-n zori, în zori de, zor de zi. Și aș vrea să pot să-ți spun, mine-ai venit. Însă ochii tăi se vor pierde în noapte, lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi vor fi două șoapte și mie tare dor, mie foarte dor de gata! Doamne și domnilor, 2023, albumul de care Cabral a fost atât de atașat, se lansează. Iar acum, trupa de muzică simfonică Văleleu în la minor. A, ceva de jarești de dor? Urmează întrebările. Ca să stabilim. Vacanțe all inclusiv sau cu rulota? Rulota. Sunt celebru, scoate-mă de aici sau ce spun românii? Ce spun românii? Ce este overlanding-ul? E o întâmplare foarte drăguță care se bazează de multe ori pe mașină și ce ai în mașină sau o rulotă care e pregătită pentru așa ceva, că include și parte de off-road, include și mers pe drumuri grele, include și cocoțat pe munți sau mers pe fel de fel de voi, plaje și chestii mai îndepărtate de natură, de civilizație. Pardon. Așa? Și cumva include tot ce înseamnă, toate acțiunile care pot fi făcute și pe drum și la destinație. Tu unde ai făcut asta cu adevărat overlanding? Uite, e o gașcă foarte mișto, Stax se numește. E o gașcă de băieți extrem de iscusiți și de sufletiști și am fost, de exemplu, am început treaba asta cu overlanding-ul și plecat-o pe la noi, minus 19 grade, Namico. Da. La minus 19 grade? Da. La comandă. 3 nopți, minus 17, minus 18, minus 19 grade. Așa. Asta zic, când am luat treptat. Zăpadă de un metru. Fimea cât avea atunci pe mijlocia? 2 ani jumate, cred că avea. Da, 2 ani jumate. Tu îți place să-ți arunci copiii în încercări de genul ăsta? Nu sunt încercări, sunt experiențe. Mie mi se pare că asta avem noi de făcut ca părinți. Ți-l oferim cât mai multe experiențe, astfel încât atunci când ai zis foarte bine, zboară din cuib, să știe cât să zboare. Da, și asta, să zboare și să știe cât se poate de multe despre lumea asta. Asta mi se pare că e menirea noastră. În afară de caca pipinanii. Bercen sau Monaco? Bercen. Înghețată de ciocolată sau de vanilie? Ciocolată. Fodor sau bubonete? Da. Amândoi. De ce ești nesimțit? Băi, așa e. Care este festivalul? Fii atent aici. Care e festivalul tău preferat și de ce? Festivalul de muzică? Da. Untold. De ce? Pentru că oamenii își dau voie să fie ceea ce sunt, simt. Mamă, ce... Mamă! Deci dacă nu știi întrebarea asta, ai terminat-o cu mine. Păi întrebare-o și tu. Am întrebat 100 de români. Care este cel mai longeviv prezentator TV din România de după 89? Horia Brenciu. Bă... Însă... Tu ești... Ai tu ceva, eu. Ai tu. Eu. Mâncați aș nasă. Dacă pleci din Berceni, nu. Unde ajungi mai repede cu mașina? La Oradea sau la Istanbul? Istanbul. Răspunsul este parțial corect. 7 ore 30 în fiecare parte.
Dacă nu găsești un căpiat pe Valea Oltului să strice toată combinația. Dacă nu găsești, mai știu eu, închisă vama. Mici de Dedulești sau de Ciotoianu? Dedulești. Mare sau munte? Mare. N-aș, nu, fantastic. Nu vezi că îmi place bronzul? Dr. Dre sau Jay-Z? Dre. Moroșanu sau Daniel Ghiță? Moroșanu. Ești fantastic. La astea am pus da, la trei, da. Nu cădează. Orașul din România în care ai vrea să te muți este? Nu vreau să mă mut. Bine, bun răspuns. Bravo. Trebuie să ajung urgent la Brașov, la un festival masiv. Aha. Cu ce plecați? Cu mașina? Trenul. Nu cred. Da. Pe bune, tu te-ai dus cu, te-ai întors cu trenul? Nu, m-am dus cu trenul, parțial m-am dus cu trenul până la Ploiești. Ea a fost o poveste lungă, dar planul era să mergem toți cu trenul. Doar că am avut de creat echipamente. Ah. Da, că am fost trenul, muzic. Senzațional. Da. Și ultima întrebare. Dacă nu mergea treaba cu televiziunea, ai fi fost mai bun ca lăcătuș mecanic sau bodyguard? Lăcătuș mecanic. Tu ai povestit, da, de multe ori, da, de faptul cum duceai tu toate nebuniile când erai tânăr. Tot felul de lucruri pentru constructor, tot felul, da, de... Da, da. Momentele alea nu te-au șlefuit puțin pentru ce urma să... Nu m-au pregătit, dar dreptate foarte, da, clar. Suntem suma experiențelor pe care le asimilăm. Și în momentul în care refuzăm experiențele respective, ciuntim din noi. Interesant. Chiar dacă experiențele alea nu au fost neapărat unele... O plăcere să cari apă și carbit în șantier. Am două cadouri pentru tine. Unu, ți-l dau chiar acum, trebuie să mă întorc în spate la 180 de grade. Numai elasticitatea mea îmi poate nativă permite acest unu. Nativă. Deci capul rămâne la fel. Da. La dracu, mâna n-arunge, dar acum trebuie să mă înclin. Mă, dar ești minunat. Așa elastic, ești ceva... Poftim. Vorbesc serios? Termină cu prostiile! Oprește-te aici! Acest pachet albastru este atunci când te duci cu motocicleta. Pentru că tot aerul ăla de gaze, de eșapament o să zină în nas. Tu din când în când, dacă îți pui pe jacheta ta de piele un parfum, o să ai o metodă nouă de inspirație. Mamă, ce sticlă frumoasă! Vorbesc serios? Da. Ce înseamnă iapi? Iapi! Întrerupem aici podcastul nostru. N-am putut să mă abțin, iartă-mă. N-am putut să mă abțin. Nu, n-ai putut să te abții? E, las că mă abțin eu. Ia să vedem. Un buchet primăvăratec. Plin de vârfuri tinerești, dar totuși cu un second test de dragoste. Uite așa, cu parfumul ăsta vom umezi fiecare pagina cărții tale, astfel încât oamenii să simtă un buchet primăvară. Povestea asta duce undeva departe, negru. Dar uite ce buchet primăvaratic, înțelegi? De salvăm cartea. Vom umezi fiecare pagină, sună atât, dar atât de sexual, încât n-am de gând să am discuția asta cu tine. Nu vreau să-ți spun lucrul ăsta, dar îți spun pentru că trebuie să știi. Când erai pe vremuri, când prânteai emisiunea alături de Adela Popescu, da, mama ta a fost în platou. Da. Și din nefericire ea s-a împiedicat. Mai ții minte? Sobicech, să spun. Da. Argentina, din nefericire, s-a împiedicat. Da, nu s-a împiedicat. Câțiva ani mai târziu, da, în același platou, Ai ratat o prindere. Bă, dar toate le știi, mă! Ai ratat o priză. Era să o strici pe fata aia, mă, în casă, sufletul tău. Băi, frate. Băi, nene. Jur! Ce să juri? Nu, jur! Ai făcut-o special. Nu! N-ai cum așa, nu, ceva, mă.
Cum poți să gândești așa ceva? Ți-aș fi făcut semn, Dana. Vezi că vin și tu ai făcut... Bă, dar văd că știi perfect, mă! Haide, mă, ce naiba! Bă, dar știi perfect chestia ce asta! Ce naiba! Dar era același platou! Da. Și tot acolo mi-a sărit mie un șoșon în picior, dar am spart un neon în direct. Nu știi? Nu! Da, e da, la fel, am vrut să fac eu o figură de dans și așa și mi-a scăpat 48-ul din picior și am spart un neon, a căzut, a fost nenorocire, da, era să dau foc. Yeah. Tu vorbești serios că ai văzut asta? Da, pe cum? Uite, și fac, uite, vezi că vin, vezi că vin, da, mă uit în altă parte. Zdrang, ceafă, lemn. Ia săraca râde, dar e aici, avea să-mi pareză, partea stângă, uite-o. Uite-o. Dar tu știi că Dana, când mă întâlnesc cu ea... Plânge. Da, păi te crești eu cu te... Păi da, te crești eu. Eu te-aș călca cu mașină, nu te-aș ocoli. Fata ți-a zis, vezi că vin, știu? Dar cum, dar cât încredere, dar tu te gândești vreodată în viața ta că nicio altă femeie nu o să aibă încredere în tine cât a avut Dana. Deci femeia aia a făcut... Doamne, de nu, că mi-aduc aminte... Și uite așa a făcut, uite așa, uite așa a făcut. Horia, dar prinde-mă, prinde-mă. Așa a făcut. De obicei sunetele de la microfonele de ambianță nu se prind. Dar ăla s-a prins... De stă și acum inima în loc când aud bubuitura. Și păi acum a fost ceafa Danei. Aia a fost ceafa Danei. Ai dat cu oase pe masă, mă, se poate așa ceva. După ăla mai pentru că pentru că vreau neapărat da. Să pleci de aici cu un gust plăcut în gură. Mă refer strict la papilele gustative. Eu îți propun spre final, aproape de 2 minute în final, să îndrăgești acest lucru venit din partea mea. Știi ce îmi place mie de Andy? De fiecare dată... Avem sarmale? Și asta a venit separat. Aceasta asta este dulcele tău. E o problemă de limba română. Așa e la improvizație, nu tot timpul. Iartă-mă, scuză. Continuă, iartă-mă. Cum? Deci, aceasta este partea de dulce. Nu ai zis dulcele tău, acum fă-te până la capăt. Aceasta este tot ce ți-am pregătit. Speranța mea e că te-am făcut fericit cu ceva turcesc halumi. Dar știi că sunt african? Știu. Dar din spusele tale. Da, 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 da. De unde ai fost prin lumea asta? Unde? Tu spui că ți-au plăcut câteva chestii, iar eu, ca un jurnalist adevărat, le-am smuls. Acesta este un Ia să nu-l ajute nimeni. Ia, ce e ăsta, domnul jurnalist adevărat? Ăsta este un baclava. Nu? Baclava? Baclava? Da, de care? De care baclava? Da. De mâncat, păi fraților! Da, dacă mai e una, de băgat în ureche. Deci asta e baclava. Havuci de lime. E, havuci de lime. Havuci de lime. Havuci de lime. Mori dacă... Uite, o gust, ca să vă spun exact că dacă haluci lime sau poate să fie haluci dilipe. Eu efectiv refuz să cred că tu ai tăiat cu lingurița și ți-ai pus cu mâna în linguriță și pe ai băgat în gură. Eu refuz să cred așa ceva. Deci tu ai făcut așa. Deci tu ai... Ia, cum am făcut? Ai rupt bucata. Așa. Da? După ai luat-o cu mâna. Ți-ai pus-o, ți-ai aranjat-o, ai făcut de mai multe ori așa în lingurița aia și după aia ai făcut... E pentru că n-am mai avut curculiță. Astăzi, la lucruri simple, a fost invitată soacra mea, Cabrala. De aceea nu trecem peste un premiu senzațional pe care îl dăm din partea prietenilor noștri de la Domeniile Cuza,
un singur pahar și o singură sticlă. Când lansează cartea, îi dăm și paharul al doilea și al doua sticlă. Cartea frumoasă. Da. Vreau să spun că trebuie să lansez cartea, lansez CD-ul și o să vină și sticlele de vin. Mai emoționat, mai dus în alte tărâmuri pe care nu le-am știut până acum. Tu mănâncă, las că vorbesc eu. Stați iar baclava. Nu, lasă, stai. Mi-ai spus niște lucruri pe care numai căpșorul tău nebun și frumos le poate scoate. N-am cum să-ți spun altcumva. Și așteptarea mea pe care o am de un an de zile a meritat. Pentru că tu, așa ești tu. Frumos, puțin dezordonat. Încă o dată, Andreea, îți mulțumesc foarte mult. Pentru că tu ești pilonul. Fără tine, parcă mă uit la Andreea, știi, parcă mă uit la Andreea, mă gândesc la nevastă mea, știi, exact așa la lucru. Noi doi suntem artiști, iartă-ne. Această melodie se numește Lucruri Simple. E simplă, e frumoasă. Să săruți copiii acasă. Așa voi face. Să... Ia asta ce? Te-ai uitat asta ce? Asta ce? Ăla, carțu? Ce e asta? Crem brule. E o specialitate turcească. Tot sud la ce? Tot orezul la dar e diferit. Că e fistic. Nu. Gustă-l. Gustă-l. E o criză ce faci acum sau ce? E un fel de orez cu lapte. Și... Mamă ce... Ia aia, din aia. Fii atent ce e. De ia ăla de acolo, din alb. Din alb. Așa, așa. Ăsta e foarte tare. I love you, baby. I love you, honey. Ăsta ce? Și ăsta e ultimul. Nu, probabil că nu mai am. Ușor. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Cântă melodia asta. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, Nici multe motive. Ca să ce, capră? Ca să iubesc. Te quiero tanto. Și ăsta e foarte simplu refrenul. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Eu și tu pe velirul Tiago. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Vă rog frumos, cereți-i să cânte. Mă bazez pe voi. Scrieți-i, stocăriți-l, faceți ce vreți voi. Mulțumesc lui Edi care a fost astăzi la pian. Mulțumesc Andrei. Cum cauți pe prietenul tău? Cartal. Turkish Delight. Turkish Delight de Shekir. A fost Andrei astăzi după o excursie în Bali. A fost Andrei după o excursie la Brașov. Vezi că nu o să mai fii singur de anul viitor la Brașov? Da. O să vin cu toți masiv! Da. Până una alta ne vedem la festivaluri! Așa, așa, stai mama acolo! Stai acolo, mama! Bate acolo, mama! Așa mă duc eu copiii! Bate tot ce vrei, mama! Bineînțeles, toată lumea cântă! Următoarea strofă din lucru simplu! Hey, hey. Mi
Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Hey! Îmi place tu așa cum e. Asta era a mea. Când mă cer și când mă ies și speranța era se așa avea lucruri simple voi păstra cerul albastru eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Aici spune parara, wow. And I love you too. What I gotta do. Să rămânem mai bună. Da. Pardon. Vă rog frumos, încheiați filmarea. Îmi cer scuze. Nu, iertați-mă. Iertați, dar iertați. Vă rog frumos să plecați. Nu, ating, vă rog frumos. Ajutor! Cum mă, așa ceva?